Ciuleandra, de Liviu Rebreanu. Viața familiei Faranga se scurge într-o liniște aparentă. Bătrânul Policarp Faranga, fost ministru al justiției, personalitate marcantă a oligarhiei românești la începutul secolului, patronează cu fermitate peste familia sa și mai ales peste o avere însemnată. Un singur lucru încearcă să tulbure stabilitatea relațiilor din această lume închisă. Fiul său, Puiu Faranga, un tânăr aventurier, superficial, care nu respectă regula moralei convenționale, nu folosește discreția în aventurile sale galante și amenință în felul acesta să strice reputația clanului și să o mâhnească pe soția sa, Madeleine. Dar chestiunea are o însemnătate minoră și nu afectează viața familiei, care se pregătește să participe la un bal ce se va desfășura în prezența marii aristocrații la Palatul Regal. Conașule, a sosit doamna Matilda. Bine, bine, să poftească aici la mine. Domnul Puiu nu e gata? Nu cred, sunt în cameră la dumnealor. Încă nu. Bine, au... bine, bine, te rog spune-le să se grăbească. Nu putem întârzia de la bal. Îndată, conașule. Și introdu pe doamna Matilda. Da, conașule. Oh, nu se cade. Matilda n-ar vedea cu ochi buni că ascult tangouri. O, doamne, mi-e permisă și mie o clipă de slăbiciune. Oh, Poli, bonjour! Bonjour, bonjour! Să nu vă supărați pe mine, nu? O pană de automobil. Da, acum da. A trebuit. I-a spus feciorului, firar să fie, tocmai când suntem așteptați la palat. E, dar nici voi nu... E, nu-i chiar atât de târziu, dar șezi, scumpă cum n-a. Oh, nu sunteți gata? Și eu mă dădeam de ceasul mort. Eu de mult, da, tinerii... Voi, tinerii se îmbracă întotdeauna mai greu, pentru că invers... Șezi, te rog, Matilda. Profit de ocazie ca să vorbesc cu tine despre această problemă. Nu mă speria, Poli, ce fel de probleme? Tinerii... Ah, ai devenit întunecat cu vârsta. Nu cred că există nicio problemă cu tinerii. Vederile tale foarte austere... Nu râde, Matilda, de mine. Între ei nu mai există armonia pe care... Te înșel, Madeleine, este o comoară. Meui, cher Matilda, tocmai. Îți vorbesc ție pentru că ești implicată sufletește în ambele părți. Pe Puiu l-ai crescut de la 4 ani. Pe Madeleine tu ai format-o. Și ești la urma urmei tutorie. Vai, dar ce poate să fie atât de grav? Nu cred că doar se iubesc. Sunt încă prinși în fierbințalea amorului. Nu tocmai. Eu care observ zilnic, vreau să zic că fără să vreau, ceva a intervenit între ei. Madeleine stă mereu dusă pe gânduri, e mereu rece și visătoare. Puiu lipsește neîngăduit de mult de acasă, mai ales nopții. Ale tinereții, nici dumneata n-ai fost ușă de biserică. Că Olguța, sora mea, se plângea încă de primele zile. Dumnezeu să o ierte acolo unde odihnește. Voi, eu nu cred. Madeleine este ca o păpușă adorabilă. Nimeni n-ar cuteza să înșe. Dar Puiu, în nesocotința lui... Ochelor răși. Nu știu, Poli, n-aș vrea să te aprob. Și mie mi s-a părut ceva schimbat la Madeleine. Nu mai este jovială și comunicativă, pare de gheață și cu mine, care am crescut. Mereu încruntată. Trece prin căperi ca o umbră. Cu mine era deosebit de tandră. Te-am prevenit, n-ar fi trebuit să... Tu mi-ai spus, dar ceea ce mi-ai spus tu era o nesăbuință. Am investit în Madeleine o avere ca să o fac o mare doamnă, rafinată, mă rog, de lume. Și am făcut-o pentru binele lui Puiu. Nu aveam chef să fac filantropie. Bine. Într-un fel știam.
Oh, Polly, nu fii atât de crud. Nimic nu te obligă să rostești adevărurile astea întregi cu voce tare. Văd că mă acuz de egoism, însă hotărârea mea a fost luată cu multă chipzuială. M-am gândit să-l însor cu o fată sănătoasă de la țară, care să-mi prospăteze și să regenereze sângele neamului. Căsătoria între odrastele de familii prea vechi dau progenituri prea șubrede, este știut. Când e prea albastru, sângele e un stigmat de degenerescență. Ori familia mea se trage de pe vremea lui Vlad Țepeș. Poli, să nu exagerăm. Sfârșit, de acolo, nu? Pe puiul l-am însurat de timpuriu ca să-l feresc de viața prăștiată pe care am dus-o eu. Da, inutil. Puiul își continuă aventurile nesăbuite, destrăbălările, aș putea zice, ca și cum n-ar avea lângă el o sfântă. Până la urmă, orice bărbat își revine. Să luăm exemplul tău. Matilda, nu-i timp de glume. Eu îți înfățișez ție o stare îngrijorătoare și nu-i momentul să... Tata! Ce este? Tata! Ce este? Ce? Tata! Pâine, fie, fu! Ce? Tata! Ce s-a întâmplat? Dar vorbește odată, vorbește! Ce ai? Puiule scump, liniștește! Tata, nu știu, nu știu ce-am făcut! Cum? Nu știu! Ce? A murit Madeleine! Cum? Da. Dumnezeule! Madeleine! Unde? Nu! Nu se poate, nu se poate. Ce există? Imposibil. Cum? Unde? Pentru Dumnezeu. Doamne, 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 ce-am făcut? Ce-am făcut? Madeleine. Doamne. Doamne, eu. Eu. Nu. Nu! Nu se poate. Eu am iubit-o nespus. Parcă ieri. Da. Ieri. Am întrecit-o la hora aceea. Cum te cheamă, fată frumoasă? Mădălina. Mădălina și mai cum? Mădălina Crainic. Mădălina Crainic, vreau să te sărut. Nu, nu, asta nu se poate, nu se poate. Bietul puiul Faranga. Bietul puiu Faranga, bietul puiu Faranga, bietul puiu Faranga, bietul puiu Faranga. Am omorât-o pe Madeleine! Bietul puiu Faranga, 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 bietul puiu Faranga. Eu? Doamna Madeleine! Doamne, Madeleine, nu! Cornița mea! Nu, nu se poate! Cornița mea! Nu se poate! M-ați sunat dumneavoastră, conașule! Pleacă! Pleacă! Ieși! Ieși! Oh, que terrible malheur. Pauvre petit pouille. Ma touche Mathilda. Ma touche Mathilda. Madeleine. Dragul meu, cum? Doamne. Doamne, pouille. Vino, vino la mine în brațe. Ce nenorocire. Oh, Doamne, ce nenorocire. Ma touche Mathilda. Liniștește-te, puiule. Ai, ai odorule. Toate în lumea asta trec. Haide, Tilda, ajunge. Gata. Să lăsăm lamentările. Gata. Tu, Tilda, tu te mai bine dincolo, da. Că noi avem aici de lucru. Mo, ui, ui, desigur. Oh, oh, pobre Madeleine. Oh, la pobre. Ce catastrofă! Tilda! Da, da, plec, plec, plec. Puiule, puiule, fii tare, puiule scump. Durerile și nenorocirile pentru oameni sunt lăsate. Nu-ți pierde cumpătul și nu dispera. Pobră petit puișor, hai. Vino să te sărut. Mă duci.
Fii și tu calm, Poli, te implor. Da, da. Și dacă aveți nevoie de mine, să mă chemați negreșit, da? Da. Deci, așa. Toată strădania mea de o viață inutilă. O familie care își are descendența din vremea lui Vlad, în negurile istoriei, ajunge la infamie. A fost inutil. Fiul meu, un criminal. Și cât te-am iubit, puiule, toată grija mea, toată speranța mea, după ce a răposat maică-ta Dumnezeu să o ierte, toată dragostea mea ți-a fost răzită. Credeam că tu vei împlini destinul familiei Faranga. Toată, da, da. Alo? Alo, centrala? Dă-mi, te rog, prefectura poliției. Ce vrei să faci, tată? Prefectura poliției? Dă-mi pe domnul prefect. Cine? Dă-mi-l urgent, cine m-a întrebat. Tată! Domnul prefect? Aici Policarp Faranga. Da, chiar eu sunt, dragă Nicule. Nu, n-am plecat și nici nu mai pot pleca. Eram tocmai îmbrăcat, dar s-a întâmplat o foarte mare nenorocire în familie. Nu exagerezi deloc. Foarte mare. Repet, închipește-ți copilul, puiul, într-un moment de rătăcire, desigur, a omorât-o pe Madeleine, pe nevastă sa. Tata! Da? Într-adevăr, de necrezut. Și cu toate astea, te rog să te ostenești numai decât până la mine, să vedem ce-i de făcut. Te rog. Dar firește, evident, trebuie să aduci și pe procurorul de serviciu. L-ai chemat să mă aresteze? Tu nu te așteptai la urmări? La nimic? Ba da. Sper că-ți dai seama ce ai făcut. Am greșit. Ei bine, ești un asasin. Un Faranga ucigaș ordinar ca orice derbedeu. Dar acum nu mai e timp de pierdut cu vorbe zadarnice. Îndată prefectul va fi aici. Până atunci trebuie să te hotărăști să alegi. Ce să aleg, tată? Așa, încă nu ți-am spus. Mi s-a părut că, mă rog, nu te-am descusut deloc, e adevărat. Nu te-am întrebat nici de ce ai omorât-o. Moartea vorbește mai elocvent decât toate frazele. Și totuși nu pot să nu mă întreb pe mine însumi cum s-a putut găsi un om și încă fiul meu care să asasineze o ființă atât de bună ca Madeleine. Pe Madalina noastră, care ți-a tolerat tot, care n-a vrut nici măcar să audă despre murdăriile tale multiple, extraordinar, pur și simplu, extraordinar. Nici eu nu știu, tata. Nici eu nu înțeleg. Da, cred. Cred, da. A fost o rătăcire, un moment de nebunie subită, căci oricât de ticălos erai altfel, de o înșelai cu toate femeile posibile și imposibile, aveam impresia că tot pe Madalina o iubeai cu adevărat. Las că nici nu se putea să nu iubești. Cine a cunoscut-o, a îndrăgit-o. Și apoi tu însuți doar din dragoste ai luat-o. Tata, am iubit-o nespus. Nespus de mult, tata. Mult de tot. Și cu toate astea, vezi bine cum, poate că mi-am pierdut mințile. Toate astea sunt acum vorbe sterbe. Realitatea este că vine prefectul cu procurorul. Crima naște ispășire. Asta zic că, da, trebuie să înțelegi că o asemenea faptă nu poate rămâne fără sancțiuni. N-ar fi fost mai bine să mă sinucid, tată? Ei, ar fi fost o soluție și asta, evident, dar acum e prea târziu. Cine știe dacă ar fi fost cea mai bună. Mi-ar fi ușurat situația pe moment și totuși aș fi rămas fără umbră de speranță. De altfel, sinuciderea e un gest spontan, ca și uciderea. Dacă n-ai fost capabil să o execuți imediat... Mă crezi laș, tată? Asasinii sunt de obicei lași. Tată, nu-ți permit să nu... Stai jos! Nu-ți lua aerii de cavaler fără prihană, că nu te-a prins niciodată și cu atât mai puțin te-ar prinde azi. Ce Dumnezeu, tot nu pricepi. Deci, dumneata, crezi că în situația în care am ajuns, n-ai nimic mai bun de făcut decât să mă insulți. Dar tu cât m-ai insultat cu fapta asta mârșavă? Ai zdrobit tot, puiule. Tot ce am crezut că am și tot ce nădăjdeam în viitor. Unicul copil al lui Policarp Faranga e un ucigaș ordinar. Tată, pentru Dumnezeu, numai! Îți dai seama ce poate însemna asta pentru mine? Și barem dacă ai fi avut o nevastă păcătoasă sau te-ar fi înșelat sau ți-ar fi făcut alminteri zile amare, dacă... Tată!
Madeleine a fost un înger. O știe toată lumea. Peste putință să te gândești că ai convinge pe cineva că e la mijloc o crimă pasională care oricum ar fi mai scuzabilă până la un punct. Nu, e o crimă ordinară, odioasă. Tată, nu mă zdrobi și dumneata. Și totuși ești copilul meu și trebuie să caut să te salvez. Altfel vor fi nevoiți să te aresteze, să te arunce în pușcărie, să se facă o instrucție cu răscolit de săltare și apoi un proces în stil mare, cu scormonirea tuturor intimităților și tainelor familiei. Asta ar însemna terfelirea definitivă și pentru totdeauna a numelui Faranga și scoaterea noastră din rândul oamenilor de omenie. Pe numarea asta nu se poate. Rămâne cealaltă soluție. Care, tată? Care? Un moment de nebunie criminal e admisibil într-un neam al cărui sânge prin vechime s-a sărbezit sau s-a îngroșat prea mult. Vrei să mă declar nebun? Vreau să te salvez. Tată, nu, eu nu pot asta, nu pot. Ce? Nu, adineori mai îndemnat să aleg. Da? Da. Posibil. Acum te sfătuiesc. Mai mult, îți cer să nu alegi. Trebuie să faci cum am hotărât eu. Căci în joc nu ești doar tu cu persoana ta, ci sunt eu. Și împreună cu noi, toți strămoșii noștri. Prin urmare, trebuie să fiu nebun? Mai bine nebun decât ocnaș. Și dacă nu voi reuși? Trebuie. Te-anmite despre asta răspund eu. Țara îmi datorează măcar atât în schimbul serviciilor multe ce i le-am adus. Intră. Conașule, a venit domnul prefect. Da? Bine, vin imediat. Tu, puiule, așteaptă-mă aici. Mă duc cu ei întâi acolo. În orice caz, curaj și încredere. Aranjează-te puțin până venim. Bietul puiu Faranga, bietul puiu Faranga, bietul puiu Faranga. Puiu Faranga! Ești un asasin! Un ucigaș! Nebun! Madre! Ce a fost asta, puiule? Nu, stai jos, nu te scula. Îmi închipui că trebuie să fii dezdrobit. Vezi, procurorule, asta se cheamă ceasul rău. Oh, iartă-mă, dar nici nu v-am prezentat. Domnul procuror Săvulescu... Puiu Faranga, într-adevăr... Într-adevăr a murit? Am onoarea. Săvulescu. Îmi pare bine. Îmi pare rău. Îmi pare foarte rău. Domnul prefect... Ziceam că domnul prefect Nicolae Spahiu, când m-a anunțat, era să... Nu, lasă că pe mine mă știe, nu mai este necesar. Pe mine mă știe de când era de o șchioapă. Nu, puiule. Da. Cum îți spuneam, dragă Poli, stăteam gata să plec la bal la palat când mi-ai telefonat. Dacă întrebai... Domnule prefect, luăm interogatoriul acum? Nu ești prea abil, procurorule. Dacă întrebai, peste 5 minute nu mă mai găseai. De altfel, văd că și voi... Eram gata de bal când a intervenit nenorocirea, dragă Nicule. Se zice că fiind primul bal la palat, va fi relativ puțină lume. Numai miniștri, diplomați, demnitari, în sfârșit. Tot ce există mai select. Dar ce să ne mai gândim acum la balul curții? O, doamne, bietul băiat. Uite așa pică nenorocirile pe capul omului când nici nu te aștepți. În sfârșit, să ne întoarcem la datorie. Datoria mai presus de toate. Nu e așa, dragă procurorule? La dispoziția dumneavoastră, domnule prefect. Eu, sigur, legea pretinde... E, va să zic că eu v-aș propune să simplificăm pe cât se poate formele. Pentru că e vorba de o întâmplare nenorocită atât de evidentă și având în vedere că e la mijloc copilului Faranga, ar trebui, cred, să încheiem repede un proces verbal în care să înregistrăm toate împrejurările și apoi, pe baza lui, să clasăm afacerea fără întârziere ca să nu sporim durerea oamenilor prin tărăgăneli plictisitoare. N-am zis bine, domnule procuror? Da, dar știți, domnule prefect, nu, eu n-aș zice... Însă nu e chiar atât de... E, pe naiba, tot e o simplă formalitate. Nu, dragă Nicule, asta nu e o soluție. Oricât ar fi de evidentă nenorocirea, legea rămâne lege și trebuie respectată.
Dacă nu e vorba de o crimă ca oricare alta, nu e mai puțin adevărat că un om a suferit o moarte violentă de mâna unui alt om. Vă complicați. Totul e o simplă formalitate. Evident, legea... Dați-mi voie. Firește, o clipă de rătăcire, dar înainte de toate, vreau să zic, făptuitorul trebuie internat într-un sanatoriu, cred eu, ca să fie examinat asupra responsabilității penale. Pe urmă, se va vedea și ce alte măsuri vor fi luate. Exact, excelență, legea e... Fugi, Poli, nu umblați cu d-astea. Tu, că a fost om al legii și dumnealui ca procuror activ, nu vă puteți dezbăra de formalismele astea. Auzi, băiatul lui Policarp Faranga, internat în casă de sănătate. Mă jigniți dacă insistați. Nu e el, săracul, destul de prăpădit sufletește. Nu se vor putea ocoli altfel rigorile legii, domnule. Fugi, domnule, dar aici cu chestii de-astea. E, nu zău, Poli, dar ai niște idei. Nu zic, recunosc, e frumoasă atitudinea ta de senator roman, gata să-și osândească propriul copil numai ca să respecte legea. Dar nu uita că vremea senatorilor romani s-a isprăvit și gestul tău n-ar face decât să ofenseze o familie nobilă și toate familiile nobile din țară. Asupra hotărârii mele nu mai rămâne nicio îndoială. În felul ăsta împăcăm și legea și, cum să zic, datoria noastră de părinte. Subscriu din toată inima la soluția dumneavoastră, excelență. Da, e o prostie, credeți-mă. De ce să mai umblăm pe căi ocolite când putem clasa deodată cursul acțiunii? Nu mai insista, Nicule, ar fi inutil. Da, știu eu. Vremea senatorilor romani a trecut. Sunt plin de admirație pentru atitudinea ta, dar crede-mă, Poli, e o prostie. Subscriu, excelență. Cum ziceți voi? Dar eu rămân la convingerea mea. M-am gândit în răstimpul cât ați venit aici. Cred că e bine să-l internăm la sanatorul Demarat de la șosea. Bravo, la Demarat. Mi-a fost doar coleg la Sfântul Sava. Ți-aduce aminte, Poli? Da, da. Ei, acolo sunt sigur că băiatul are să fie foarte bine îngrijit. Așa da. Suntem de perfect acord. Mașina mea așteaptă jos și era gata pentru bal. Zic să mergem acum, să mergem chiar acum. Da, cu atât mai bine. Că mașina mea, adică a prefecturii, a ajuns obiect de muzeu, așa e de hodorogită. Gata, gata, plecăm. Da. Fii tare, puiule. E o încercare pentru tine. Tata, aș vrea să mă schimb, sunt în hainele astea de bal. Acum nu e vreme. Ba este, Poli, îl așteptăm pe săracul puiul. Ei, nu poate merge așa. Nu, e târziu. Mâine dimineață îi duc personal tot ce trebuiește. Nu fiți necăjit, domnule puiul, e doar o casă de sănătate cu renume. Haidem, haidem. La dispoziția dumneavoastră, domnilor. Unde mergeți cu puiul meu? Îl internăm pentru moment într-o casă de sănătate. Doamne, doamne, asta nu se poate. Doamne, câtă nenorocire acum alta. Dar e imposibil, Poli. Silda. Domnule prefect, spune și dumneata, e posibil. Ușa, puiule, puiule, dar eu nu te las. Nu te las pentru nimic în lume. Mătușe. E o grozăvie. Eu îl cresc de la 4 ani după ce săraca maică s-a... Dumnezeu să o ierte. Imposibil. Pentru nimic. O, Doamne. Pobre petit puiule. Non, soyez tranquille, chère madame. Tout à fait tranquille. Ce n'est rien. Une petite formalité, vous savez. Enfin, c'est un rien. Oh, sărăcuță de... Tilda, servitori. Oui, justement. Da, am înțeles. Am înțeles, Poli. Sus, fruntea, puiule. Sus. Nu te lăsăm. Mătușa Tilda, nu te lasă. Nu te lasă. Sărut mânușițele, doamnă. Sărut mâinile, doamnă. Pobre petit puiul. La șosea, Alexandre. Unde mergem?
Alexandre, oprește motorul. Îmi vâșie în cap. Doamne, unde s-au dus? Aștept de o veșnicie. Haide, puiule, am vorbit cu medicul de gardă, un doctorant tânăr foarte simpatic. Hai. Unde mergem, tată? Tată, dar nu... Haide, haide, puiule, ce Dumnezeu, fi bărbat, puiule, tată. Ești o simplă formalitate. Mulțumesc, aș dori camera cea mai bună, domnule doctor. E doar băiatul lui Policarp Farang. Da, înțeleg, înțeleg, domnule, dar la noi nu e un lux prea mare. E să te străduiesc să dai ce ai mai bun. Că... Nicule, nu, nimic, ce? Poli, nimic. Uite, puiule, dumnealui e medicul de gardă. Vă salut, domnule. E, asta... Da. Asta ar fi, mă rog, camera de observație. Da. Nu e prea strălucită, dar în sfârșit... Regret. Domnilor, atâta avem, atâta putem oferi. Ce ghinion demarat să fie chiar acum în străinătate. Domnul doctor Ion Ursu îi ține locul, cum v-am mai spus, dar momentan o să-i raportez. Da. Ascultă, tinere, mă cunoști? Eu sunt prefectul poliției. Iar dumnealui e domnul Policarp Faranga, fostul ministru al justiției, o mare personalitate. Lasă, lasă, Nicule. Prin urmare, vă pun în vedere să aveți grijă ca de ochii din cap de clientul dumneavoastră, de dumnealui. Noi aici ne facem datoria din toată conștiința, domnule prefect. Ce datorie, domnule? Datoria să o faceți cu clienții adunați de pe ulițe. Acum este vorba chiar de fiul domnului Faranga. Și deci trebuie să vă dați o steneală să se simtă la dumneavoastră ca acasă. Este destul de greu ca să... Da, bine, 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 bine. Acum, dragă Poli, pe mine să mă ierți, trebuie să plec, știi? Da, da. Pot lipsi de la aparat, înțelegi situația, da, mea. Da, da. De întârziat, tot am întârziat. Pentru un prieten vechi... Da, 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 îți mulțumesc, îți mulțumesc. De altfel, plecăm cu toții. Puiul deocamdată nu mai are nevoie de nimic. Mâine dimineață voi trece eu pe aici și... Curaj, mon enfant, să te îmbrățișez și... Tată! Sus inima, puiule, fii dârz și n-ai nicio grijă. Pa, pa, puiule, soasaj, fii înțelept. Mai doriți ceva? Poftim? Dacă vă pot fi de folos cu ceva. Da. De folos. Dar nu, nu. Nu, nu. Cine mai poate fi de folos acum? Ce? Ce? Cine? Cine cântă melodia asta? Care mi se șurupea să întâmple? Ha? Ei! Ei, încetați cu bocetele! Aștept parcă de un veac. O casă de nebuni! Ceasul și doi nerisipite. Am adormit îmbrăcat. Ce cămașe! Ce cămașe mă totolitam. Ce-ar-a face? Mai important decât cămașa este să nu-mi pierd capul. Ce încăpere! Ca de pușcărie! O fereastră cu gratii groase ca și cum ar avea rost să fug. Pat de fier, masă de fier, cuier de fier, toate albe, albe. Spital, ca o pușcărie. Nu, nu, nu. Nu ar trebui mai bine să-mi fac inventarul meu pe dinăuntru. Să trăiți, domn doctor. Deschide. Sunt doctorul Ion Ursu.
Dumneata? Mă numesc Puiu Faranga și am fost însoțit aseară aici pentru că... Pentru că? Pentru că am sugrumat-o pe nevastă mea. Da. Am avut indicații categorice, domnule doctor, să așteptăm hotărârile dumneavoastră și de aceea vedeți. Da, da. A trebuit să vin cum am nimerit. Fusese vorba să-mi aducă schimburi pe urmă și chiar mă mir că n-au sosit. Domnul doctorand, domnul intern știe. Da, da, eu l-am primit aseară, domnule doctor. Probabil însă că mi le aduce tata, pe care desigur îl cunoașteți. Bine, bine. Doamne, doamne, are o mutră de țăran încăpățânat. Nu știu cum a putut bătrânul să mă vâre în vizuina asta. M-au și închis. Ah, dacă aș putea dormi. Dacă aș dormi mereu să pot uita. Ah. Cât ar trebui să dorm ca să pot uita? Cât ar trebui să dorm ca să pot uita? Pentru totdeauna. Madeleine, ești frumoasă ca niciodată. Lasă, puiule, e târziu. Trebuie să plecăm la palat. Dragostea mea. Puiule, îmi strici părul. Acum trebuie să vie tanti Tilda. Madeleine, nu vrei mai bine să rămânem acasă? Nu, nu se poate, puiule. E balul de la palat. S-ar supăra. Madeleine, te doresc. Voyons, mes enfants, sunteți gata? Il me semble que nous sommes déjà en retard. Oh, mon Dieu. Dar până m-am gătit cu jupăneasa mea neroadă, apoi și șoferul vostru e așa de mocăit, enfin... Veniți însă acum de grabă, că Poli ne așteaptă în hol și e nerăbdător. Să mergem, Madeleine. Nu, nu se poate. Nu se mai poate, puiule. Nu se va mai putea niciodată, puiule. Madeleine, dar nu, eu nu. Excelența sa, domnul ministru Policarp Faranga cu familia. Dansăm, Madeleine. Excelența sa, domnul ministru Policarp Faranga cu familia. Excelența sa, domnul ministru Policarp Faranga cu familia. Ce lume selectă! Madeleine, regele te-a plăcut? N-a mai dansat cu alta. Excelența sa, domnul ministru Policarp Faranga cu familia. Toți se uitau numai la tine, se holbau cu ochii ca niște ventuze. Ce i-aș fi omorât? Haide, puiule. Am ajuns la sanatoriu. Și Madeleine? Madeleine? Unde e Madeleine? Nu e? Mi era aici în mașină. Nu e în mașină. Nu va mai fi în mașină. Ei, domnule! Ei, ce-i? Poftiți la domnul doctor. Tu și erai adineori? Eu, Conașule. Tu ai, m-am dat seama că... Da. O, tu ce-i prost, ca să mai omor vreme. Poftim pe aici. Da. Poftim. Bună ziua, domnule doctor. Ia, doc, te rog. Mulțumesc. Aș dori să stăm puțin de vorbă. Da. Am fost pus la curent aici cu chestiunea dumitale. Firește atât cât s-a putut, în linii mari. Da. Îți închipui, cred că cele ce mi s-au spus nu m-au lămurit nici pe departe și că, poate chiar în interesul cauzei dumitale, am nevoie de oarecare date precise pe care să-mi întemeiez o convingere. Da, sunt și trebuie să fiu cu totul la dispoziția dumitale. Domnule doctor, promit să-ți dau orice lămuriri... Orice lămurime cere și oricât de delicate. Da. Da. După cele întâmplate, îmi dau seama că niciun amănunt nu poate fi deprisos și nu poate rămâne ascuns. Chiar adineauri am primit o adresă de la parchet în privința dumitale. Mi se spune că ești învinuit de omucidere. Că ar fi oarecare indicii că această crimă s-a săvârșit într-un moment de criză nervoasă. Criză nervoasă. Criză nervoasă, spun, care face necesară examinarea dumitale medicală spre a constata că responsabilitatea legală în cazul de față e deplină, parțială sau
Eventual nulă. Sau eventual nulă. Țin să-ți comunic dacă cumva încă nu știi. Da, da. Te afli sub observație și în stare de arest preventiv, de fapt. Deci nu formal. Nu știam asta, mi se spusese că... Stai jos. Da. A, va să zic că arestat, totuși. Totuși. Da, bine, în sfârșit, credeam că... Atunci gardianul care se află în anticamera mea? Da, e agent polițienesc. Polițienesc? Fiindcă sanatoriul este particular, n-aș fi primit să adăpostesc un arestat oficial și nici să facem observații medicale sub controlul poliției. Pentru asemenea lucruri, justiția are mijloacele și instituțiile ei. Dar fiindcă e un caz special, am admis excepțional ca agentul de pază să stea în sanatoriu sub formă de gardian al dumitale, care să țină locul surorii de caritate. De aceea chiar vreau să te previn că nu poți părăsi camera decât în tovarășia paznicului. Oh, în privința asta nu era nevoie de niciun avertisment, domnule doctor. De altfel, situația mea e atât de lamentabilă, atât de... Cel puțin, doctore, spune-mi cât o să dureze observația asta. Știu eu. După împrejurări, o săptămână, două, cel mult șase. Dacă voi dobândi o convingere fermă mai curând și asta târnă mult de dumneata, atunci vom sfârși mai curând. Mai curând? În orice caz, noi nu avem nici interesul, nici dorința să tărăgânăm lucrurile. Da, sunt convins, domnule. Dar să revenim. Da. Până acum știu doar că dumneata ți-ai ucis soția. Vrei sau poți să-mi povestești cum și mai cu seamă de ce ai ucis-o? Te rog să nu te mire acest amestec al meu în, să zicem așa, intimitățile dumitale. Deși nu sunt judecător de instrucție, trebuie să cunosc împrejurările ca să pot cântări motivele. Da, da, sigur. Da, desigur, doctore, dar întrebările dumitale mă strâng decât chiar din momentul în care a urmat nenorocirea și... Și totuși nu sunt în stare să găsesc răspunsul. Nu știu, nu, doctore, nu sunt în stare. Le vom găsi împreună. Trebuie să le găsim. Da. Trebuie. Să reconstituim, deci, desfășurarea evenimentelor cât se poate mai clar. Da, 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 doctore, da, sigur. Dar amintirile îmi sunt așa de șubre, de tocmai despre momentele cele mai îngrozitoare. Toate s-au petrecut în câteva minute, doctore, nu știu, în foarte puține minute. Și eu eram așa de rătăcit. Ați avut vreo neînțelegere atunci? Oh. Sau vreo ceartă? Nu, doctore, nu. Și asta e mai înspăimântător. Nu? Nu. Dar de ce insiști, doctore? Hă? Nu te implor. Am să-ți spun tot. Vreau să-ți spun. Ar fi și pentru sufletul meu o ușurare. Nu știu. Nu știu, nu știu. Era să mergem la balul de seară de la curte. Ne îmbrăcasem. Cum vezi, chiar așa sunt și acum. Avem? Crezi că ne vom distra bine? Te rog, fii veselă. La balul curții toată lumea trebuie să fie bine dispusă. Madeleine, nu mă auzi? Madeleine, de ce nu răspunzi? Madeleine! Doamne! Doamne, îmi vâjie capul! De ce nu răspunzi, Madeleine? Ah, mă sfidez, deci, cu tăcerea ta! Cu absența ta, Madeleine, da? Da? Madeleine! Madeleine! Nu, nu, puiule, nu! 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 Nu, puiule, nu! Taci. Nici nu s-a apărat. Dacă s-ar fi apărat, desigur mi-aș fi revenit. Am avut onoarea să fiu prezentat odată soției dumitale la o serbare de binefacere. Doamna probabil nici nu mi-a reținut numele, iar dumneata nu erai acolo. A fost o femeie frumoasă. Foarte frumoasă.
Nu spun eu, ci spunea toată lumea de acolo. Atunci poate că... Nu, doctore, doctore, te opresc. Nu voi permite sub niciun motiv să-i fie ofensată memoria, nici măcar cu o întrebare. Madeleine a fost femeia cea mai corectă din lume. Pe cât am fost eu de păcătos ca toți bărbații, pe atât de exemplar a fost ea. Nu mă gândeam cât uși de puțin la ceea ce bănuiești dumneata. Întrebarea te privea numai pe dumneata. Adică, doamna fiind o femeie atât de frumoasă și probabil mult admirată, s-a putut stârni în inima dumitare o gelozie din care... Nu, doctor, nici vorbă. Eu gelos, doctor? Eu? Eu care am înșelat-o fără pic de pudoare chiar cu femeie care n-ar fi fost vrednice nici măcar să-i sărute picioarele? Vezi, doctore, nu mă sfiez de dumneata să-ți mărturisesc toate păcatele mele. Gelozie însă nu. Din fericire sau din nefericire, nu. Da. Atunci... Da. Nu vreau să te mai obosesc astăzi. Ești și așa destul de deprimat. Vom sta de vorbă despre toate pendelete. Numai să caut să te calmezi. De altfel, aici vei avea liniște completă și sunt sigur că în puține zile nervii dumitale se vor destinde mult. Așa. A sunat, domnule doctor? Însoțește pe domnul în camera sa. Da. Domnul doctor, adineaură a sosit domnul Faranga. Vă rog să-l... Să poftească. Da. Tată! Dragul meu, tată! Liniștește-te, puile, nu trebuie să te dai în spectacol. Tată! Ți-am adus de toate. Feciorul l-a dus în camera ta. Curaj, bon enfant, curaj. Vin și eu îndată la tine, numai să văd pe prietenul nostru, doctor. Te aștept, tată, te aștept. Domnul doctor, vă așteaptă. Atonto. Așa. Iată lucrurile. E, înainte de toate să ne facem toaleta, ca să avem o înfățișare omenească. Ce bună e apa rece. No. O asemenea oameni dau greș pe făcătoriile vulgare. Așa. Ce penibil de ridicol aș fi fost dacă mă apucam să simulez. Mirosul săpunului ei. Biata de ea. Ia, doctorul... Doctorul mi se pare... Ha? Nu, e imposibil, nu. Ar fi senzațional. O iubire tainică pentru... A fost o femeie foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Frumoasă, o femeie. Parcă avea niște inflexiuni în glas. Extraordinar. Uite ce dușman am ales să hotărească de soarta mea. Să știi că mă urăște de moarte. Alt coșmar. Și tata. Tata care nu mai vine. Ia, am încuiat ușa? Sunt prizonier? Deschide-ți ușa! Nu vreau să mai încui ușa până nu-ți poruncesc eu, înțelegi? Mie îmi trebuie aer, înțelegi? Aer! Mă năbuși în băgăuna asta! Pistilia, puiule, calm, voi, tata! Tata! Vroiam să... Eu, domnule, eu oricum! Hai, mă enervează grozavul ăsta! Ieși, pleacă de aici! Pleacă de aici! Da. Idiotule ce ești! Acum închide ușa, băgarule, închide-o! Lasă, băgarule, nu te aprinde! Tata! Stai puțin să-ți scot blana, că... Mulțumesc. Știi că nu e așa de rău aici la tine. Puile, aș putea spune chiar că e simpatic. Oh, tată, și dumneata încep să... Ei, hai să ședem pe pat. Așa, pe pat.
Profesorul de marat, colegul meu de școală, e în Germania, într-o misiune medicală trimisă de guvern. Se întoarce peste 3 luni. Lipsa profesorului n-ar referește nicio importanță. Locțitorul lui trebuie să mă servească cu aceeași promptitudine. Nu-mi trezește încredere. A, nu, 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 nu. Mi se pare un om de treabă. M-am informat și am primit relații mai multe decât bune. E un medic foarte distins, asistentului de marat la facultate și moștenitorului prezumtiv la catedră. Se zice de altfel că și când e profesor la casă, ursul conduce efectiv sanatorul. Ah, da, da, uitasem să-ți spun, se numește Ion Ursu. Ion Ursu, știu, știu, da, mi s-a prezentat. Da, și e fiu de țăran, foarte corect și foarte conștiincios. Are singurul cusur că e cam stângaci, cam colțuros. Apoi fi sigur că la nevoie nu voi permite eu să se desfășoare cazul decât așa cum trebuie. Tată, în tine am încredere. Deocamdată însă nu pot să mă ocup exclusiv de tine, puiule drag. Uite, gândește-te că avem obligații față de sărmana Madeleine. O, tate, așa e adevărat. Doamne, doamne, uite, uite cât sunt de egoist și dedicălos. Lasă totul pe seama mea. Doctorul ți-a admis cea mai mare libertate. Să citești ce vrei, să te distrezi, să primești vizite, să faci, după ce te mai liniștești, plimbări cu gardianul prin grădină, nu? Iei masa cum vrei, fără nicio restricție, vei avea ziare, da, da, tot ce vrei. Am vrut să-ți trimit și un fecior să te servească. Nu, n-am nevoie, tot, n-am, da, nevoie. Sper că Matilda ți-a trimis tot de ce ai nevoie. Tot, tot, tot. Eu, pui, le mărturisesc că n-am avut răgaz nici să mă arunc ochii. Dacă îți lipsește ceva, pune să telefoneze, da, da. Beata Tilda a fost nenorocită și a plâns că n-am luat-o și pe ea. Degeaba, nu se putea, nu. Trebuia să rămână cineva lângă Madeleine, nu-i așa? Tată, sunt așa de trist. Nu pot, nu pot fi și eu măcar la mormântare. Ce suflet bun ai. Nu, 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 tu să te îngrijești numai de tine. E, acum te las, da. Nu-ți închipui câte alergături mai am. Bine, tată. Așa. Curaj, puiule, suntem cu toții alături de tine. Nu mă îmbrățișezi? Da. Nu te mai gândi la ea. Bine, 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 plec. La revedere, curaj, mon enfant. Bine, da. Să trăiesc, conașul, da. Cu bine, băiete, da, da. Ai grijă. Bine, da, toți. Doamne, mă simt sfârșit. Parcă eu aș fi pe catafalc. E o liniște. O liniște de mormânt. Liniște. Liniște. Să jucăm atunci, Giuliana. Nu te-am iubit niciodată, m-am lăsat târâtă de viață. Taci, nu frânge inima. Nici tu nu m-ai iubit deloc, taci, pentru tine am fost numai un obiect de decor. Nu m-ai iubit, nu m-ai iubit, nu m-ai iubit. Adina, Adina. Puiule, ai, drăgușorule, iubitule, Adina. Iubitule, ah, nebunule. Ah, hai, vino, 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 gogoșelul meu de zahăr ars, hai, de vino, Adina, puiule. Adina, stâmpără-te, Adina, sufoci. Puiule, voiam să spun ceva, să-ți mărturisesc ceva, ceva înspăimântător, ce? Ceva dureros de dulce. Nu, zău, ce năstrușnicie. Nu, nu, dar nu acum, nu acum, acum vino. Hai că-i momentul amorului. Mărturisirile după. Nu, 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 spunem, spunem, spunem. Ah, puiule, când mă îmbrățișez tu, parcă sunt pierdută. Zou, uneori mi-e teamă că vrei să mă ucizi. Zou. Nu, e doar văpaia care mă mistuie. Văpaia dragostei. Numai pe tine te iubesc. Nu mă minți, mă minți. Tu mă minți, hai zău, mă minți, tu ai și o nevastă. Nu, nu, te rog, nu mai vorbi de ea. O urăsc, o urăsc, nu mă iubește. Drăgușorule, să nu spunem lucruri grave, știi că, știi că numai pentru tine simt că... De ce? Și cocoșelul meu de candel, hai vino, puiule, vino. Sunt fericită numai în brațele tale. Și eu numai în brațele tale, în brațele ei de gheață mă oribilează. Oribile. Lilia!
Vai, Lia, te felicit, Lia. A fost o cursă uluitoare. Te-ai avântat ca o zvârlugă. Să știi că nimeni nu-ți rezistă la schiuri, nimeni. Numai la schiuri, da, iubitule? A, nu, nici farmecelor, nu. Farseur sentimental. E drept, a fost un succes. Ce succes, a fost magnific, inimaginabil. Schiez incomparabil. Îmi imaginam că mă voi opri în brațele tale. Undeva jos erai tu cu brațele tale fierbinți. Ești o campioană uluitoare, să știi. Tu ești campion. Eu campionul. Campion la amor, dragule. Nimeni nu. Nimeni nu te întrece. Hai, vino în brațele mele, ursulețule. Lia, simt, Lia, că simt că mă topesc pe tine ca o zăpadă călcată de picioare. Aș vrea să mor în brațele tale, te iubesc, ți-o jur. Cabotinule, cabotinule, la toate le juri o dragoste veșnică de-o noapte. Graiule de ghindă neagră. Vino, 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 te aștept de-o veșnicie. Sunt a ta, ursulețul meu, cabotinule. Madeleine, 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 nu, nu mai pe tine, nu mai, nu. Nu mai pe tine, te iubesc, te iubesc, Madeleine. Nu, stai, nu mă priti, nu mă priti, un stătător. Madeleine, crede-mă, Madeleine, te iubesc, Madeleine. Ele nu, am vrut numai să mă răzbun pentru că nu mă iubeai, nu mă iubeai, Madeleine. Domnule Puiu, ce s-a întâmplat? V-am trezit din somn, aveați coșmare. Nu, eu, coșmare, Madeleine, unde? Dar bolboroseți în somn. Nu, eu cred că nici n-am dormit. Domnule Puiu, îmi aminteam, stăm cu ochii închiși la ea, mă gândeam, la ea, înțelegi, la ea. Domnule Puiu, doriți ceva? Nu. M-a trimis domnul doctor Ursu să văd dacă n-aveți vreo nevoie. Nu, nimic. Nu vreau nimic, o vreau. O vreau pe ea. Liniștiți-vă. Ea, de ce nu vine? Liniștiți-vă, hai, liniștiți-vă. Liniștiți-vă. Dacă credeți, ușa poate rămâne deschisă. Ați avea mai mult aer și aerul... Aerul... A ta... Aerul... Atunci... La revedere. Domnișorule. Conașule. Ei, domnule. Ce-i? V-am adus ziarele. Ce ziare? Oh, și cine ți-a spus? Cine ți-a poruncit să-mi aduci ziare? Cine? Mi-a lăsat poruncă, boierul cel mare. Să vi le aduc regulat, și seara și dimineața. Să nu vă fie urât. Că un boier trebuie să știe ce să mai petrece pe lume. Bine. Pune-le pe pat, da. Acolo. Ia spune-mi, tu le-ai citit? A, băi, ce băcatele mele să aflu în ele? Că domnii le fac și le desfac pe toate și nu ne întreabă pe al de noi. Toate sunt făcute pentru binele domnilor. Că despre noi, să iertați. Numai dacă ar fi nevoie în războaie și moarte. Da, bine. Lasă-le acolo. Da. Domnul doctor îmi spusea dineaur să aflu ce obișnuiți să luați la 5 și să vă aduc ce poftiți. Mă, băiete, de ce nu mă lăsați voi în pace, mă? Conașule, noi trebuie să executăm ordinele. Da. Dumneavoastră să ne iertați. Voi trebuie să executați ordinele, da? Ordinele. Și eu ce trebuie să fac eu? Eu, a? Spune-mi, ce trebuie să fac, mă băiat? Ia spune-mi. Să luați ceva în gură ca să vă întremați, conașule. Da? Da, așa e, da. Poate că ai și tu dreptate într-un fel, da. Păi... Să iau ceva în gură ca să-mi treacă măreala. Să nu mai îmi simt gura asta rea și amară. Da, poate că ai și tu dreptate. Dar eu sunt cam nervos, înțelegi? Sunt cam nervos. Iartă-mă, da. Se poate, boierle. Ia uite ce este. Uite, adu-mi tu mie un ceai. Numai să fie foarte fierbinte. Așa, da, boierle. Fierbinte. La supărare omul trebuie să mănânce, că altfel supărarea te lua de mare și te doboară. Hai, repede. Ce? Ziarele... Da. Oh, la ce bun să le mai citesc.
Crimă conjugală în lumea mare. Crimă conjugală în lumea mare. Crimă conjugală în lumea mare. Nu vreau, nu vreau să știu nimic, 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 nimic. Nu mă interesează ziarele. Nu mă interesează nimic. Ce e cu tine? V-am adus ceaiul, cum ați poruncit. Ceai? Poftim. Da, domnul doctor, internul mi-a zis. Du ceaiul conașului lui domnul Puiu Faranga. Asta îl mai liniștește. E fierbinte. Acuși l-am pus în cană. Și o leacă de unt. Unt? De ce unt? E, gândeam că vă prinde bine. Uite ce e, să nu mai crezi decât ceea ce îți poruncesc eu. Da. Așa. Să trăiți, să trăiți. Altă dată, poftă bună. Da, mulțumesc, stai. Da. Stai, nu pleca. Stai pe scaun. Pe scaun, da. Pe scaun, boierle. Cum te cheamă pe tine, băiete? Andrei Leahu, boierule. Aha. Da. Frige. Și de pe unde ești? Din ce județ? Din Argeș. Din Argeș, boierle. Comuna Ciofrângeni. Argeș? Da. Am umblat și eu mult prin Argeș. Un unchi de-al meu din partea mamei are o moșie la Mănești. O fi având cu unul, că prin partea noastră sunt multe moșii boierești. Și la noi, la Ciofrângeni, erau doi boieri mari, dar acolo a mai rămas numai unul, că celălalt s-a prăpădit în război. Și apoi cu coana, cum s-a făcut pacea, a vândut-o și s-a mutat la oraș, la Pitești. Moșii au cumpărat o țărane. Ia spune-mi, pe la voi se joacă ciuleandra? Ciuleandra, cum să nu, boierle? Dar pe la noi îi zicem șuleandra. Că așa am apucat. Tare frumos joc. Parcă nici nu-ți mai vine să te oprești dacă l-ai început. A jucat poate și dumneavoastră șuleandra, boierle? Da, adică nu, nu, da. Ia spune-mi, pe tine când te-au trimis aici? Chiar în seara când... Da, da, boierle. Fusei doar și pe mașina dumneavoastră, lângă șofer, când ați venit încoace. Mă lasă domnul prefect, că zice, poate o să fie nevoie. Pe urmă, după ce v-au așezat pe dumneavoastră aici, când plecară, s-au sfătuit domnul procuror și boierul ce bătrân, că și spusere domnului doctor internul să-mi dea de grabă și mie halat alb, ca la spital. Și să rămâi acelea să vă îngrijesc pe dumneavoastră. Vă să zic că știi pentru ce sunt aici. Păi cum să nu știu, boierle? Așa e năpasta cu coane. Te pândește, te pândește, până ce se abate. Doamne ferește. Am auzit. Ei, da, ia mâncați, că se răcește ceaiul și nu-i bun rece și leșios. Bine. Bine, dar de ce crezi că m-au adus aici între bolnavi? În loc să... Că nu era să vă ducă la închisoare în rând cu toți hoții și borfașii. Vai de mine, ar fi și rușine. Da, bune Dumnezeu, și are să vă ajute să scăpați repede. Că la procese de-astea numai prevenția e ce e. Încolo judecata e pe seama juraților. Și jurații întotdeauna iartă când e vorba despre păcate din dragoste. Da. Te văd, domn, dezghețat și cu scaun la cap, leahule. Cum ai ajuns tu din fundul Argeșului, tocmai în mijlocul Bucureștilor și încă la poliție? Tu n-ai casă, pământ, ca oamenii. De boierle, cum să nu vă mirați? Că de mirare să și lase al de om în toată firea coarnele plugului și să se apuce de slujbe pe care nu le-a pomenit neam de neamului. Da, așa e. Numai că, vedeți dumneavoastră, multe sunt în lume păcatele și necazurile. Și nimeni nu fuge de bine de acasă. Dacă oameni ca dumneavoastră, cu belșug și învățătură, și încă aveți câte un necaz. Da, păi, noi. Cine te-a băgat la poliție? Necazul, boierle. Cine să mă bage? Eram așezat și eu. Însurat bine, cu căsuța mea, cu nițel pământ. Apoi când a venit războiul cel mare, ne-a luat pe toți și ne-a ținut acolo, la datorii, cât au vrut boieri.
Apoi, când s-a pus pacea și m-am liberat, de-a mers acasă. Aflai pe nevastă mea cu un copilaș în brațe. Îl făcuse cu un neamț. Ba după aia se înhăitase și cu un român. Îl adusese în casă și iar îi crescuse burtă. Lasă să mai povestesc ce fierbea în inima mea. E îngrozitor. Îngrozitor. Și cum? Cum de ți-ai ținut nervii? Cum? O luai la răfuială. Mă, femeie, ce ai făcut? Ia cu gura mare, că ar fi auzit pe la oameni că m-am prăpădit. Mințea, boiele. Mințea de-mi stătea să o omor. Apoi, dacă am văzut că și-a bătut joc de mine, m-am lipsit de toate, și de casă, și de pământ. Cale ei erau dezestre. Și mi-am luat lumea în cap și am merit la București. Că lumea ca o spuzeală. Și cum? Și nu i-ai zis nimic muierii tale când ai găsit-o, mă rog, cum spusești? Hai. Ba, cum să ne fi zis, boierle? I-am zis eu multe, de toate. I-am tras o suntă de bătaie să mă pomenească până la moarte. Dar pe urmă tot am plecat, ca să nu mă pui necuratul să cad într-un păcat mai mare. Doamne, păzește, omul la mânie și la supărare își pierde socoteala și mi-era frică să nu fac moarte de om și să înfund ochna pentru o zdreanță de femeie. Da, bine. Ia de aici, strânge, da. Așa, vreau să rămân singur și da, mulțumesc, leacule, așa, vreau să dorm. Da, să vă fie de bine, Conașa, da. Să vă fie de bine. Apoi să ferească Dumnezeu de ale necuratului, că pornoasele vin cu nemiluita pe capul bietului om. Numai să aibă răbdare și să le înghită pe toate. Bine. Da, Conașule, dacă mai vreți... Gata! Da. Gata, nu mă mai bate la cap nerodul. Hai, ți-am spus să pleci, pleacă, da, pleacă. Eu, boiele, Conașule, hai, da, repede. Cum porunceți, boiele? Da. Dumnezeule, el s-a putut stăpâni când a trebuit. Hai, și ce lovitură mare primise. Un simplu țăran a fost în stare să renunțe la tot, să înfrunte necunoscutul unei vieți noi, numai ca să evite tentația de a suprima viața unei femei ticăloase. Nu, sunt un violent. Nu m-am putut stăpâni nici cu gardianul. Sunt un criminal născut. Criminal? Instinctul condenat. Am crimă în sânge. Criminal? Atunci a fost explozia. Puteam să o ucid și pe tanti Matilda, pe oricine. Criminal. Un sânge gros. Adunătură de resturi și păcate. Istoria își lasă lesturile, leșurile, în sânge îngroșat, degenerescență, crimă. Nu mă iubești, mizerabila, fică de țărancă. Am făcut-o, Doamne, mă disprețuiește, am să ucit, sânge îngroșat de ură, i-am dat numele meu, onoarea familiei Faranga și aș bate joc de toate cu nepăsare și disprețuie. Nu, mi-e frică, potolește-te, hai să potolește-te, puiule, nu așa. Așa, te rog, crede-mă, mi-e frică, nu așa, năbăritor. Puiule, lasă-mă, ce? Parcă iubești tu, parcă urăști pe altcineva. Lasă-mă. Te porți în iubire ca un criminal zadic. Iubire pătimaș. Vocea sângelui îngroșat. Dacă n-a putut să mă respecte, cu câtă ură se uită la mine.
Fii calm, puiule. Fii înțelept. Ea are rolul de a primeni sângele neamului nostru. Ce-ți pasă ție de sentimentele ei? Ea este alcoiul, oxigenul, hrana unui sânge îngroșat de timpul nemilos. Mă disprețuiește! Nu mă iubește, tată, nu! Tu ești un faranga nobil și demn. Ea este altoiul necesar. Puiul faranga, Policarp, faranga și familia anunță încetarea din viață a dragei lor Mădălina Faranga. Înmormântarea va avea loc marți, 13 februarie, orele 3 după amiază, la cimitirul Belu. Madeleine, nu mai pe tine. Domnule, treziți-vă. Ce? Cum? Unde sunt? Liniștiți-vă. Sunteți cu noi. În pază bună. Ați avut un coșmar, ai, liniștiți-vă. Sunteți în pază bună. Liniștiți-vă. Mi s-a telefonat de la dumneavoastră de acasă că azi dimineață nu va putea veni nimeni să vă vadă, căci toată lumea este ocupată cu înmormântarea. Liniștiți-vă. După ceremonii însă se vor întoarce de la cimitir aici. Mulțumesc, dar... Liniștiți-vă. Mulțumesc. Mai doriți ceva? Mulțumesc. Liniștiți-vă, vă rog, liniștiți-vă. Am să vă anunț eu când vor veni. Iartă-mă, Madeleine. Fie-ți milă de mine. Ei, dar ce-i asta, puiule? Ce stai acolo în genunchi? Puiule, răcești! Am însoțit-o și eu pe Madeleine până la groapa în care am aruncat-o. S-a sfârșit, sărăcuța Madeleine. Oh, mon Dieu. Ce calmă, Tilda, maintenant c'est fini. Ia cel puțin se odihnește în timp ce noi ăștilalți. Haide, puiule, ridică-te. Așa. E, ți s-au închilozat picioarele. De când Dumnezeu stai acolo chircit, chinuit? Uite, stai aici pe pat. Vreau la ea. Vreau cu ea. Pobre puiu. Cum tu a changé? Tilda, destul. Povestiți-mi cum a fost. Dar ce rost mai are să... Povestiți-mi. O, Doamne, puiule, era atât de frumoasă, scumpa de ea, chiar moartă, că nimeni n-a putut o contempla fără o exclamație de durere și fără a vărsa o lacrimă sinceră pentru pierderea unei ființe atât de fermecătoare. Ce era un puhoi de lume multă, bună. Coroanele erau monofon de un colorit aprins, deci luau ochii, sute de coroane. Dricul era însoțit de 10 preoți, un episcop, 2 miniștri, 5 diplomați, enfin, tot ce are București mai select. Încă de ieri de la prânz a fost transportat la Biserica Albă. Lăcașul ei de rugăciune s-au împărțit 50.000 de lei la săraci. O groază de cupeuri au însoțit-o pe pobră Madeleine până la Belu, unde odihnește în cavou familiei, alături de mama ta. Apropo, știi că l-am zărit pe doctorul tău în biserică? Sau? A fost și el? Asta l-onorează. Ça signifie qu'il est un homme vraiment très sensible. Pe lângă această semnificație, mi se pare că a devenit mai maleabil, altfel n-ar fi venit. Oh, e un om de onoare, un adevărat cavaler. Ah, să fi citit inscripțiile de pe coroane, care de care mai frumoase, mai emoționante, da. Ce mai poeme care deplângeau drama. Da, ce rost, de ce să insist? Toate cucoanele aveau o costumație de zile mari, de un rafinament. Ce zic, nici la încoronare n-am văzut atâta lux. E, Tilda, nu-l interesează, nu-l privește asta pe puiu. Mă interesează totul, tati, absolut totul. De mine a întrebat cineva?
S-a interesat cineva cât de cât puțin? Cineva? Întreabă mai bine cine nu s-a interesat. Om obțipuiu, nici nu-ți închipui cât te compătimește toată lumea. Și n-ai idee câți prieteni devotați s-au dovedit în împrejurările astea triste. Exagerez, mătușă Hilda. Parol, mopti. E bine, toți, dar absolut toți prietenii tăi m-au asaltat cu întrebări despre tine și vor să te vadă. Nu vreau să văd pe nimeni, nu vreau. Vreau numai să trăiesc cu amintirea ei. Vezi, Hilda, ai trezești tot felul de gânduri negre. Nu despre gânduri este vorba, ci despre ispășire. Dar acum să ne mai ocupăm și de tine, puiule. Poli îmi spune că ai început să te obișnuiești puțin aici. Vraiment, tu as raison. Evident, se împacă omul și cu mai rău, da. Dar cum, dragul meu, iar ești abătut? Bine, înțeleg să nu fii încântat, dar situația ta, oricum, în împrejurările date, destul de bună. Nici nu cred că ar putea să fie mai bună. Dacă doctorul a crezut de cuvință să vie la înmormântare, înseamnă că își dă seama cu cine are de-a face. Probabil. Și totuși te văd parcă mai trist ca la alteri. Ai vreo nemulțumire specială? Îți lipsește ceva? Poate ca la alteri. Da, la alteri nu-mi dădeam seama. În două zile, un om singur cu sufletul lui între patru ziduri înțelege mai mult decât în 20 de ani. Puiu, je t'en prie, il faut être sage, tu comprends? Da, tanti, Matilda, da, trebuie să fiu foarte cu minte. Dragul da. Meu, tu de azi înainte n-ai decât un singur lucru de făcut, să aștepți liniștit. Restul mă privește pe mine și numai pe mine, înțelegi? Dacă va fi nevoie, voi merge chiar la rege. Bravo, Poli, ça c'est beau, c'est eroic, et c'est super. Ei? Ce e? Și inima mea? Și lupta dureroasă pe care trebuie să o susțin în toate clipele cu conștiința mea, care mă acuză și care mă reproșează o crimă oribilă? Fără îndoială. Dragul meu, dar asta este o enormitate. Da. Cum poți gândi atât de bolnăvicios? Tu ești un farangă. Tilda, fără îndoială, dragul meu, dar asta este altceva. Pentru moment trebuie să lichidăm partea, ca să zic așa, materială a afacerii, iar pe urmă... Tată, eu însumi am conștiința că sunt un criminal. Ei, voyons. Nici să nu te aud cu vorbe de-astea urâte, puiule, că mă faci să mă îngrozesc. Astea sunt glume. Farsărule, las că te știu eu. Germenul crimei a fost în mine. A crescut, m-a urmărit până m-a învins. Puiule, tu e malad, mon enfant. Ar trebui să stai în pat. După o zguduire nervoasă atât de cumplită, nu e de mirare. Am să vorbesc cu doctorul. Necondiționat, Poli, trebuie. Ar trebui un tratament energic. Nu e vorba de o simplă observație ca să fie ocolită legea. Tilda, să nu mai rostești. Bine, dar trebuie un tratament energic și eficace. Tata, te rog foarte mult să nu mai vorbești nimic cu doctorul. Nimic. Am motive foarte serioase să-și cer asta. Lasă-l să-și facă datoria cum va crede de cuvință. Eu nu vreau să-i datorez niciodată nimic. Să trăiți. Bună ziua, bună ziua. Să vezi, conașule. Să-mi fie cu iertare, dar este ora când conașul cel tânăr ia masa. Ia-mi adus. Da. Ce de bunătăți! Las-o aici. Nimic nu-ți lipsește. Îi dau eu puișorului să mănânce. Nu mi-e foame. Ei, trebuie să te hrănești. Numai așa te vei întrema și vei birui boala. A, nu înțelegi că nu sunt bolnav? Că n-am nimic? N-am nimic! Numai aici în piept. În piept, în suflet. E putred totul. Hai, liniștește-te, Tilda. Dă-i cu sila să mănânce. Băiete, ordonați, boiarele. Condu-mă la domnul doctor. Vreau să vorbesc cu dânsul. Da, cum porunceți, boiarele? Domnul doctor tocmai a aruncat la dânsul în birou. Cu atât mai bine. Poftim. Înțelegi că nu-mi e foame. Să n-aud una ca asta, că mă supăr foc. Vedeți, domnule Faranga, trebuie răbdare. Multă răbdare. Da. Observația în cazuri de acestea pretinde răbdare și timp. N-aveți nicio grijă, îmi dau tot interesul. Deocamdată am luat măsuri pentru niște analize. Da, dar nu credeți că timpul lucrează împotriva lui? Pui este realmente foarte zdruncinat. N-a trebuit un tratament. Pacientul este foarte zdruncinat. Orice mare zdruncinare sufletească este urmată de o și mai mare agitație. Da. Numai criminalii de rând, vulgari, sunt lipsiți de spuciumări. Pentru că le lipsește sensibilitatea. Dar un tratament... Vedeți, un tratament ar putea să schimbe datele problemei și n-ar fi pentru moment în interesul lui. Bine, dar care este impresia dumitale până astăzi? Excelență, să mă iertați. Eu aici am de răspuns cu conștiința mea de om și de medic și țin deopotrivă la amândouă.
Am obiceiul să-mi fac datoria întotdeauna cât mai corect. Cu atât mai mult doresc să-mi fac în cazul fiului dumneavoastră. Evident, evident. Tocmai de aceea o părere se impune. Excelență, nu pot scăpa din vedere că un tribunal mi-a încredințat o însăcinare deosebit de cingașă și că de răspunsul meu depinde aplicarea dreptății sociale. Ei și dumneata, legile sunt supuse oamenilor. Eu, în calitate de fost ministru... Atât mai mult, dumneavoastră, în calitate de fost ministru al justiției, știți. În astfel de împrejurări, impresiile mere subiective trebuie să înmulțească. Oricât ar vrea ele să fie de simpatice, nu se poate să ne influențeze cât uși de puțin obiectivitatea absolută a rezultatului observațiilor mele. Da, evident, evident, evident. Am iubit întotdeauna oamenii de demnitate. Doctore, te felicit. Seriozitatea dumitale, conștiința în îndeplinirea datorii, îmi dă convingerea, cum să zic, mă încredințează că soarta fiului meu... N-aveți nicio grijă. Voi concluziona bazându-mă pe observația strictă, științifică și pe adevărul neabătut. Da, mulțumesc. Mulțumesc. La revedere, am onoarea. Adevăr, obiectivitate nu se poate. Nu? Hotărât, am să-l mut pe puiul la alt sanatoriu unde voi avea mai multă siguranță. Madalina. Madalina, abia acum am înțeles. Liniștește-te, puiule. Toate au trecut. Nu mai are rost să te zbuci. Atunci când te-am condus de departe la groapă, mi-am regăsit sufletul. Oh, cât sunt de singur. Sunt singur cu sufletul meu, încărcat de povara crimei. Totul s-a sfârșit, puiule. Eroarea a început de atunci, de când m-ai smuls de lângă vatra mea, schimbându-mi destinul. Acum e târziu. E inutil. Nu. Te-am iubit. Te-am iubit. N-am înțeles niciodată nimic. Am dus o viață ușoară. N-am priceput nimic. Am fost superficial, ușuratic. Doamne, 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 cum am irosit. N-are rost. Nu mai are niciun rost să țin poți. Am alergat ca un fluture după penumbre, fugind de lumina adevărată, după plăceri ușoare. N-am avut niciun scop, niciun ideal. Credeam că te iubesc, că te-am înșelat ca un ticălos. Am călcat totul în picioare. Nu, puiule, n-are niciun rost. Nu te mai umili. Numai ție îți pot împărtăși. Numai în fața ta îmi pot descărca sufletul mărșav. Femei pe treceri au trecut ca o boară. Urmam cursul unei existențe străine. Să ajung ca tata, deputat, ministru, să urmez calea familiei noastre neputincioase. Un destin, o putere peste vrerile tale. M-am desmedicit când te-am condus la groapă. De aici, de aici, din hruba mea. De atunci sunt altul și voi ispăși. De atunci imaginea ta nu mi se mai împotrivește. Nu mă mai îngrozește, Madeleine. Tu rămâi. Tu rămâi singura mea mângâiere. Puiule. Puiule, ești nefericit și nu pot. Nu mai pot nimic. Nu pot să te mai ajut cu nimic. Doamne. Doamne. M-a sărutat pe frunte. M-a iertat? M-a iertat? M-a iertat. Doamne, halucinez! Cum a fost ea aici? Nu se poate, nu. Ea nu mă poate ierta. Cum să mă ierte? Eu am ucis-o. Eu! Trebuie să-mi port o sânda fără cruțare, să-mi port povara și o sânda, povara și o sânda, povara și o sânda, povara și o sânda.
E, domnul meu, se pare că te-ai mai liniștit și deci vom putea sta de vorbă mai pe îndelete. Da, da. Te rog, te rog, te rog. Te rog, nu sta în picioare. Da. S-ar putea să dureze. Mulțumesc. Te rog să nu fii ursos. Fără o legătură între noi, nu putem comunica și nu ajungem la niciun rezultat. Da. Sunt la dispoziția dumneavoastră. Da, da. În sfârșit. Acum iar am să te rog să-mi dai unele lămuriri, poate indiscrete, dar absolut necesare pentru a-mi forma convingerea asupra... În sfârșit. Poftim? Da, da, sigur. Din anunțul mortuar am văzut că soția dumitare se numea Madalina. Da, era numele ei. Dar știam că o cheamă Madeleine. În orice caz, lumea o cunoștea sub numele de Madeleine. Eu nu văd ce legătură poate avea numele nevestei mele cu cercetările dumitale medicale. Legătura am permis să o văd eu. De altfel, nu vreau să crezi că prin întrebările mele caut să te plictisesc sau să-ți mulc vreo mărturisire dezagreabilă pentru dumneata sau familia dumitale. Îți spuneam și data trecută. Ca să pot stabili gradul de responsabilitate într-o anumită situație, trebuie să-mi dai posibilitatea să cunosc toate lucrurile, oricât ar părea de neînsemnate, care ar lumina într-un fel sau altul momentul critic. Firește, dacă vreo curiozitate de-a mea crezi că atinge anume taine care trebuie să rămână taine, n-ai decât să nu răspunzi. Și eu nu voi insista. Te înșeli, onorate domnule doctor, dacă bănuiești ceva și mă ofensezi. Și nu e deloc cavaleresc să mă ofensez când mă aflu sub scutul dumitale. Pardon, pardon. Aici nu poate fi vorba de nicio bănuială, nici de ofensă și cu atât mai puțin de cavalerism. În fața doctorului și a duhovnicului încetează cavalerismul și începe spovedania. Nici nu m-am dat în lături. Mi s-a părut doar curioasă insistența dumitale asupra unor lucruri. Da, dacă vrei, îți spun bucuros tot. Să știi însă că povestea e cam lungă, doctore. Spune pe scurt. Da. Toată chestia începe dintr-un capriciu al tatălui meu. Numai din capriciul lui vei vedea și dumneata și ai să-mi dai dreptate. Fiindcă nu m-a avut decât pe mine, i-a intrat în cap să-și asigure prin mine urmași solizi. Mai solizi decât am fost eu. Știi, puiule, neamul nostru e condamnat să se stingă, fiindcă de atâtea generații nu ne-am împrospătat sângele. Ori, împrospătarea nu se poate face decât prin amestecul cu un sânge nou, sănătos, tânăr și plămădit cu pământ. Tată, nu te supăra, nu-mi plac femeile care miros a iarbă și a glajdă. Parfumul meu favorit. Vai om, puiule, nu fi obraznic. Vei face ce cred eu de cuvință. Vrei pentru mine o țărâncuță? E, la urma urmei nu e prea acablant. E o chestie romantică și apoi nu va trebui să-i păstrezi o fidelitate excesivă. Te gândești numai la prostii. Și de unde crezi că aș putea să o culeg? Lasă pe mine totul. E culmea ironiei. Fantele, puiul, faranga însurat de papa. L-am ironizat și de atunci n-am mai deschis problema. Deși mi se părea că nu abandonase. Dar într-o zi am plecat la unchiul meu, la Mănești, în Argeș. Cauciucurile mașinii ne-au jucat farsă peste farsă și am ajuns într-un târziu la un han, plictisiți, enervați și mai ales morți de foame. Bine ați venit, boierilor, bine ați venit! Hanul meu vă stă la picioare. Ne e foame, ai ceva de mâncare? Hai, tată! Tată, nu crezi că ne vom intoxica? Cu plecăciune, boierule! Vă voi pune o masă regească. Dacă nu o să vă fie pe plac, să nu-mi dați niciun ban. Veto! Veto, pregătește de masă pentru luminățiile lor. Și apoi, mai ales trebuie să vedeți Ciuleandra, care nicăieri nu se joacă mai strașnic ca la noi. Avem și lăutare anume. E ceva fain de tot. Pune de masă și lasă jocurile, că imediat, nu... Imediat, boierule, cât ai patit din palme. Dar să nu pierdeți sub niciun motiv Ciuleandra. Da, Ciuleandra. Ai auzit și dumneata de jocul acesta curios? Da. Cu
continuă. E, nu mai sosește cu mâncarea? Hora n-are niciun haz, horă ca toate horele. Mi-e și sete. Este totuși de aici, de pe cerdac o priveliște. Ne mai clătim ochii. Tată, nu te-am știut romanțios și patriarhal. Ei, dar e o melodie, nu? Vezi, vezi, poți găsi și la țară plăcere. N-am mai văzut așa ceva. Da, da, vezi, vezi, vezi. Tulburător. Da. Uite, tată. Uite, parcă e un vârtej. Da. Uite șirul jucătorilor. Parcă e un șarpe fantastic. Uite, se încolăcește. Se strânge. Se grămădește. Parcă e un morman de carne fierbinte care se zvârcolește pe loc. Și se destinde iar. Tată, lăutare. Lăutare stârnesc. Picioarele. Aha. Picioarele urducă pământul cu picioarele. Uite, vârtește, vârtește. Mai strâns. Mai încăpățânat, așa. Se încolăcește. Se încheagă într-un vălmășac de trupuri stropite. Doamne, tată, jucătorii își vor topi sufletele într-o supremă înflăcărare de pasiune, de pasiune dezlănțuită, tată. Așa. C'est quelque chose comme une tarantelle collective, sau ca un dans de război al unui trip sălbatic. Ce vorbești dumneata, tată? E magnific. Da. Este singurul dans din câte cunosc care poate explica extazul dansului. Al dansului ca o manifestare a adorației supreme, ba chiar al dansurilor religioase care se sfârșeau prin mutilări și sacrificii umane. E un joc blestemat. Blestemat. Ei, v-a plăcut Ciuleandra, boierilor? Acum o masă bună. Poftiți. Poftiți la toate câte am socotit că se cuvin pentru cinstitele fețe. Veto! Da! Pune și șervete! Poftiți! Oh, dar e chiar un ospăț regal. Ei, ne mai pricepem și noi, boierule, cât suntem de țărani. Am vin roșu, puterea ursului, și unul alb ca lacrima lui Hristos. De ce nu mai cântă? De ce? De ce nu mai joacă ăștia, hanjiule? Vreau să mai joace. Hai, este inegalabil. N-aveți nicio grijă, cocoanașule, aici numai Ciuleandra merge, că așa e obiceiul, până se noptează. Doar să se odihnească puțin de lăutare. Hai, 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 mai repede. Chiar să vă împruptați și ne cinstiți bucatele. Da. Așa, așa. Tata, tata, vreau să încerc și eu dansul ăsta. Da, mâncați, 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 că se sleie. Nu acum, lasă-mă. Du-te, du-te dacă vrei. Dacă te țin balamalele. Înțelegi, doctore? Am avut întotdeauna o credință în puterea hazardului. Până să-mi dea tata voie, eram și prins în horă. Ei bine, hazardul mi-a dăruit în dreapta o vecină extraordinară. O fetișcană de vreo 14 ani, o brună nespus de delicată, coborât de parcă dintr-un tablou de Grigorescu, cu niște ochi albaștri, umezi și fierbinți, care mi-au aruncat o privire atât de stranie că mi-au răscolit dintr-o dată toate străfundurile inimii. Era înăltuță, bine, bine, bine făcută, capul gol, cu părul despărțit în două coade lăsate pe spate. I-am trecut brațul pe după mijloc. Avea carnea ca piatra. Ea mi-a cuprins gâtul cu stânga. Îi simțeam mâna aspră, mă fricea și mă alina ca o desmierdare. Ia albă și înflorată ascundea doi sâni abia împliniți. Își strângeam tare mijlocul. Se strâmba,
Parcă nu i-ar fi făcut plăcere. Îi simțeam respirația caldă, caldă. Eram amețit și învrăjbit de vârtejul ciuleandrei. Am sărutat-o pe gură, pe colțul gurii. M-am mușcat și m-am avântat într-un dans nebunesc. Cum te cheamă, fată frumoasă? Mădălina. Mădălina și mai cum? Mădălina Crainic. Mădălina Crainic, vreau să te sărut. Nu, nu, asta nu se poate, nu se poate. Tata, tata a fost amețitor. Te-ai descurcat destul de bine. Bravo, conașule, bravo. Dar acum să-mi las ceva în gură, vă rog. Tata, poți... am găsit ceea ce dorești. Nu te aprinde, să vedem, să gândim. Tata, e splendidă. Nu, numai pe ea o vreau. Dacă nu e ea, n-am să vă mai însor niciodată. Nu te pripi, să vedem, să facem investigații. Nu-i vorba de o fulgerare de moment. Hangiule, oruncă! Ia vino încoace. Oruncă, boierule. Ia spune-mi, cine e fata cu care a jucat fiul meu? Mădălina Crainicu. Așa-i, boierule, Mădălina Crainicu. E fată de vădubă săracă, o femeie harnică și cinstită. Fata e cum se cade? Vai de mine, boierule, se poate. Apoi nu o văzurăți că e chiar copil, să tot aibă vreo 13-14 ani. Când s-a prins și ea în hor, e primit așa mai mult de haz, că e fată dezghețată și joacă bine. Altfel însă se poate, boierule. Tatăl ei din ce cauză a murit? În război cu coanea, un glonț nemțesc l-a omorât la predeal. Ia trimite după ea, să o vedem de aproape. Ia chemați Frâncoașul, băi, pe Mădălina Crainicu. Mă duc eu, băi, hai, hai. Oh, dacă ați angajat-o la dumneavoastră, v-ați face mare pomană. Că maică s-a de-abia mai știe cum să-și ție zilele cu atâția copii pe cap. Hai, hai, Mătălino, haide, haide, că e căzut cu totul. Boierul e tână. Nu fii năroadă, fată, nu fii năroadă. Când vor boierii să-ți vadă mutra. Ești mândră, fetiță. Dar școală ai învățat? Nu vreau, nu. Făcut, cum să nu, din toată sărăcia, 4 clase. Pe tine te întreb, Mădălina, ce știi să faci? Ce vreți? Eu nu vreau să plec, nu mă bag slugă. Știi de toate, boierule, că fetele de oameni săraci depind de mii să facă de toate. Toarce, țiese la război și face gospodărie. Știi să gătească și să grijească de copii, că mai are 2 frățiori mititei și o soră. Câți ani zici că ai? 14. Bine, bine, du-te, du-te, du-te. E ca o mică sălbăticiune. Nu e deprinsă cu lumea, dar încolo e fată bună, să știți. Alexandre, pregătește mașina, plecăm. Fără să ne cinstiți bucatele. Domnișorul nici nu s-a atins de ele. E, ține, e târziu, trebuie să ajungem la Mănești. Să trăiți, boierule, să vă dea Dumnezeu sănătate. Și să nu uitați, să nu uitați de fata Crainică. Bine, 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 om vedea. Fata-i drăguță, nici vorba, dar trebuie să chipzuim. Tată, să știi că eu pe asta o vreau. Tată, să știi că eu pe asta o vreau. Și vrei să zici că te-ai îndrăgostit subit de o simplă țărâncuță? De ce nu? E drept, nici nu știu dacă a fost chiar dragoste. Ideea tati se înfiripase la mine în cap. Apoi fata era nemaipomenit de frumoasă. Și jocul acela drăcesc, când îmi fierbântase în așa hal sângele, Mădălina îmi stăruia în mine ca o obsesie. Continuă. Da. Am stat la Mănești 2 zile. N-am mai vorbit cu tata nimic despre fată, deși citeam în ochii lui că numai la ea se gândea și își întocmise planul de bătaie. A treia zi la întoarcerea noastră oprirem la vărzari. L-am luat pe Hangiu și ne-am oprit la casa Mădălinei. E drept o casă mică, ponosită, cu o sărăcie luci, cum numai la noi la țară se găsește. Aici, aici, la casa aia mică cu zăplază. Oprește, Alexandre. Tată, tată, mi-e frică. Hai, hai, nu te mai prosti. Parcă nu știu eu ce pui de lele mi-ești cu femeile. Lele, Lele Florico,
Ieșiți că e la poartă, feții boierești! Îți poți închipui, tată, ce fel de sentimente curate s-au aprins în sufletul meu. Hai, 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 nu m-umbla mie cu moftul. Hai, 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 hai. Uite, uite, boierii au venit la matalele să faceți un târg bun. Să rămână. Dar ce târg, păcatele mele, că nu am nimic de dat. Numai sărăcia. Bună ziua, Lele. Dumneata ești mama Mădălinii? Noi suntem, cum de nu? Da. Și mai avem o fată și încă doi băieți rămași de la taicăsu, care s-a prăpădit în război. Nu i-ar mai ajuta Dumnezeu. Ei, dar nu poftești pe boieri în casă, Lele, da. Lasă bocitul, că boierii sunt pe fugă. Cum să nu, cum să nu, păcatele mele, poftiți, poftiți, da, da. Numai că în casa mea nu-i de fețele dumneavoastră. Mădălina, e aici? Cum să nu, boierule, că sunt multe treburi pe lângă casă. Mai mă astâmpărți, ești sigură. Dar ședeți, ședeți pe laviță. Mădălina, Mădălina, adu-și un scaun de dincolo să... Lasă, 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 că stăm aici. Boieria vrea... Uite, femeie, vreau să-ți spun o vorbă socotită. Vrem să-ți o luăm pe Mădălina ca să se mărite cu fiul meu aici de față. Doamne, dar asta nu se poate, boierule. De ce râdeți de o sărmană? Nu, 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 nu vrem să râdem nicio leacă. Ascultă aici. Fata dumitale i-a căzut cu drag băiatului meu. Și eu vreau să-i dau o nevastă, fată cu minte și sănătoasă de la țară. Doamne ferește, eu credeam că slujnică. Nici nu-mi cape vorbă că e treabă serioasă. Dar nu-i demăritat, boierule, că fata e fragedă. Nu te teme. Acum o va adopta o doamnă, Matilda, sora mea. O trecem pe numele ei, o dăm la școală înalte, o facem domnișoară în toată legea și când va veni vremea, o să o mărităm cu puiul. Sunt sigur că... De ce plâns, Mădălina? Sunt sigur că fata o să-l iubească și după ce va înțelege cum e făcută lumea, o să priceapă că puiul e un băiat bun de mare viitor. Cucoane, da, 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 stai o lecuță. Deci prin cap nu... Nu este, nu se poate. Asta nu s-a mai văzut. Nu e cu putință. E o săracă și neajutorată. Cuconașului trebuie fată, învățată și cu zestre mare. Nu e vorba de zestre. Iau eu pe socoteala mea totul. Și școlile și zestre. Sora mea Matilda are avere. Eu o să-i dau o zestre de 50.000 de lei fetiței celelalte, sora Mădălinii. 50.000 de lei? Ce de bani, Doamne, femeie, îți dai seama? 50, boierule, boierule, nu-mi vine să, nu-mi vine să cred urechile. Ce, Lele, crezi că boierul vorbește în doadii? Nu mă da, mă, bucă, că nu merg, nu mă da, nu mă da de la casa matale. Tato, tato, ești proastă, ți-a pus Dumnezeu mâna în cap și tu... Taci, taci, Mădălină, nu mă mai tulbura și tu la cap, că curup pe tine. Doamne, doamne, boierule... Dacă zici vorba... Să știi, femeie, că vorba mea, dacă zic eu, mă țin de cuvânt fără zminteală. Uite, mergem la primărie să-i spun asta și primarului, să-i fac un scris de adopțiune și despre zestrea fetei a doua. Eu nu mă tocmesc. Zii și tu ceva, puiule. Da, Lele, ia-mi, dragă... Nu mă da, mă, bucă! 50.000, femeie, și e scurtă, 50.000! 50 și școli boierești? 50 pentru cealaltă fată. Mădălina va avea de bună seamă mai mult, mult mai mult. Dacă e pe așa, să facem tocmeala. Să-mi iau, să-mi iau broboada și să mergem la domnul primar. Acuș, de grabă, mergem, mergem, mergem. Spune-i numai fetii să se gătească, fiindcă după ce venim de la primărie, o luăm cu noi la București. București? Dar ce crezi, femeie? Dar ce crezi că boierii pot umbla numai pe drumuri? Hai, da, 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 hai, acum, hai, acum, haidem. Haidem că se înnoptează. Nu mă da, mă, bucă, nu merg, nu merg. Mai bine îmi puși dracu de gând. Tacă-ți gura și până venim noi, să-ți pui Catrința cea nouă și să fii gata de drum. Așa, Lele, văd că ești femeie deșteaptă și-ți știi interesul copiilor matale. Haidem, haidem la primărie să facem înscrisul. Nu te teme, fată frumoasă. Și gata. S-a făcut târgul. Nu era un târg, doctore.
inima mea. Dar ce înțelegi dumneata din ce simțeam eu atunci? Da, am luat-o apoi cu mașina și abia s-a potolit când a ajuns la tanti Matilda. Aceasta rămăsese perplexă. În fine, când a convins-o tata că nu o să aibă nicio daravere materială, că el suportă școala, zestrea și toate cheltuielile, mătușa Matilda s-a învoit și a început să se preocupe cu entuziasm de Mădălina. Tot ea, care se omora după lucrurile franțuzești, îi schimbă numele în Madeleine. Madeleine. Ce să-ți mai spun, doctore? A fost dus la un pension în Elveția, la Zurich, unde într-un an de zile urma să se rafineze și să învețe franțuzește și nemțește. Făcea progrese uimitoare. Încă una la Zurich, apoi Paris, Londra. Ce să mai vorbim? Madeleine devenise o minune. O minune? Poftim? Nu mă crezi? Ba da, da, da. E inexplicabil ce repede se adaptează femeile. Îți făcea impresia că s-a născut principesă. Atâta delicatețe avea în toată ființa, atâta simplitate, firesc, în gesturile, în atitudinea ei. Și dumneata? Am studiat în țară și am plecat la Paris să-mi iau doctoratul, dar în acest timp am văzut-o numai de câteva ori. Tanti Tilda veghea cu străjnicie, să nu înțelegi. Era nebunită după Madeleine. Eu mă aprinsesem rău, mă și intimida, pentru că părea de 1000 de ori mai pregătită decât mine. Această mică țărâncuță. Această mică țărâncuță a uimit într-o singură seară întreg Bucureștiul, când, după întoarcerea de la studii, mătușa Tilda a introdus-o în societate. În orice caz avea în orice moment 10 pretendenți, toți mai buni decât mine, care fi fost gata să se prosterneze la picioarele ei. Firește, era o deosebire mare între Mădălina de odinioară, de la Ciuleandra, și Madeleine de astăzi. O deosebire nu numai în ceea ce se vedea, ci mai ales în sufletul ei. Mădălina. Mădălina fusese veselă, exuberantă, aproape sălbatică, pe când Madeleine era blândă, discretă, melancolică. O melancolie care punea un mister în ochii, în surâsul, în glasul ei, care o făcea mai ispititoare. Și v-ați căsătorit? Neîntârziat, eu împlineam 27 de ani când tata s-a decis. Iartă-mi indiscreția, dar crezi că te iubea? Nu știu, cred. Nici nu se punea problema. Ea era pregătită, era, cum să spun. Da, desigur. Desigur, înțeleg. Foarte bine, însă eu tot nu înțeleg de ce s-a pus în necrolog Mădălina. Eu de aici cum să știu, doctore? Îmi închipuiesc însă că tata a pus din delicatețe pentru amintirea ei, căci noi în familie când o răsfățam îi ziceam Mădălina, iar ei îi plăcea. Mădălina. Poftim? Nimic, nimic. Să mulțumesc, desigur ai obosit. Nu, doctore, nu. Mi-ai făcut un mare bine. Nici nu-ți închipui. La început mă cam enervase întrebarea dumitale. Recunosc și te rog să mă ierți. Nu-mi dădeam seama că astfel mă îndemn să-mi reamintesc niște momente atât de fericite, să le retrăiesc, să descoper iarăși pe unica mea, Mădălina. Să o reîndrăgesc. E tot ce puteai să-mi oferi mai plăcut. Îți mulțumesc. Mulțumesc. Lasă-mă să strâng mâna. Nu, nu. Ba da, ba da. În semn de recunoștință. Nu. Mâna care e de... Ce zici? Nu. Nimic. Te rog să poftești în camera dumitale. Car Faranga se află în club? Da, domnule profesor, e în sala albastră. Te rog, spune-i că l-aștept în hol. Am să comunic ceva foarte urgent. Îndată, domnule. Așa. Curiozitatea dumneavoastră este motivată și mă onorează, domnilor. Aș putea să vă argumentez simplu că
Fiul meu a fost într-o clipă de rătăcire, dar lucrurile sunt mult mai complicate. Nu cumva ați vrea să ne convingeți că puiul Faranga se află într-un dezechilibru mental total? Ne-ar afecta profund. Circulă fel de fel de zvonuri răuvoitoare. Dacă l-ați închis într-o casă de sănătate pentru... Da. Adică vreau să zic... Nu, domnilor. Să nu dăm crezare zvonurilor răutăcioase care vor să discrediteze o familie cu renume. De ziarele mint. Doamna Madeleine n-a fost ucisă într-un moment de tensiune nervoasă? Știți, domnule Faranga, facem cu toții parte dintr-un club onorabil. Fiecare membru are onoarea nepătată. Cred că am avea dreptul să fim informați. Vai, domnul meu, dar nimeni nu vă face niciun proces de intenție. Vă asigur că n-aș fi ezitat nicio clipă ca să-mi dau demisia din club, dacă onoarea familiei mele ar fi fost cât de cât afectat. O să vă pun la dispoziție orice informație care v-ar interesa în clipa când observațiile medicale vor fi terminate. Domnule Faranga, mă iertați, da? Domnul profesor Dordea vă așteaptă în hol. Da, vin imediat. Domnilor, îmi veți permite să amân conversația noastră atât de plăcută ca să pot răspunde la apelul vechiului meu prieten, da, doctorul Dordea, care probabil că are de făcut precizări în legătură cu diagnosticul, da, fiului vă meu. Vă rugăm. Da. La bună vedere! Vă stau oricând la dispoziție, domnilor. Diploma. Un ucigaș. Cumpătul se va vedea. Dragul meu, dragă doctore, sunt fericit că te văd. Dragă Faranga, sunt profund afectat. Da, profund afectat de tragedia ta. N-am avut prilejul să-ți mărturisesc compasiunea. Îți mulțumesc. Sunt sigur că vechii mei camarazi sunt aproape de mine în aceste momente, da, neplăcute. La cimitir erai profund afectat, da, și n-am putut să-ți spun. Îți mulțumesc. Să stăm jos. Da. Aici, fecior. Ce bei? Nu, n-aș vrea să... Aș fi serios, te remontează. Fecior, două martel. Am înțeles. Dragul meu, trebuie să-ți vorbesc neîntârziat. Te ascult. Am fost surprins de hotărârea ta de a-ți interna fiul, săracul puiu, la doctorul Ursu. Pare un om de treabă și... Apoi credeam că demarat... Tocmai că nu te-ai informat înainte că demarat e plecat. Află, dragul meu, că înlocuitorul lui, doctorul Ursu, este o canalie. Ce? Dordea, da. Exagerezi. O canalie. Da, puiul susține că se bucure de toată atenția și solicitudinea sa. Cu atât este mai canalie, cu cât este și prefăcut. Dar uimești. Ascultă-mă, l-am avut student. Îl cunosc profund, da, profund. Și am avut ocazia să lucrez cu el în diferite împrejurări. Da. Ca să spun cinstit, e un medic excelent. Dar un om cu desăvârșire imposibil. N-aș fi crezut. Știu ce vorbesc. Repet, un medic excelent. Încă din universitate nu scăpa niciun prilej ca să-și arate ura neagră împotriva ciocoilor. Înțelegând prin ciocoi, firește, pe toți oamenii de treabă care nu poartă ițar și opinci. Mi se pare paradoxal. Puiul susține cu tărie că este distins. Mă înșelați amarnic. Și lucrul acesta ar putea să vă coste scump. Da. Chiar l-am întrebat odată cum poate că un intelectual ce este să afișeze niște concepții atât de barbare? Da. E bine, știi ce mi-a răspuns? Zicea că ciocoii i-au zdrobit inima. Trebuie să iau măsuri grabnice, altfel bietul meu puiul este pierdut. Îți mulțumesc din suflet că mi-ai deschis ochii. Hei, băiete, cheamă mașina și adu-mi paltonul. La revedere, domnule. Madeleine, nu. Nu. Am să stau aici, liniștit. Să aștept ceea ce trebuie să vie. Conașule. Madeleine. Conașule, cu cine vorbiți? Păcatele și gândurile amare. Ce vrei? Am adus ziarele, conașule. Nu mă mai interesează ziarele, leahule, iale, nu mă interesează. Da, credeam că... Știți, un domn ministru a fost pe la noi prinsat. Oare ce s-a întâmplat de a trecut? Parcă asta le-ar schimba lor traiul. Cui? Traiul nenorociților de țăran, cărora le chioră e să iertați burțile de foame. Nimeni nu le schimbă nimic. Dar a voi cum se joacă Ciuleandra? Ciuleandra? Conașule, Ciuleandra e joc greu?
Și trebuie să fie un jucător și lăutar bun, care să știe și ei jocul. E greu. Or, ce ziceai de ministru, a fost în sat la voi? Și ce-i cu asta? Tu ai jucat vreodată, Ciuleandra? Cum să nu fi jucat, boiar? Câte o pinci n-am rupt eu cu ea, Doamne, păzește. Că parcă omul e nebun la Ciuleandra și altanu. Strașnic șoc. Și eu am jucat odată, o singură dată, la Vărzari. A fost foarte frumos. Atunci mi-am ales și nevastă, de la Ciuleandra. Știi? Cea pe care am sugrumat-o, înțelegi? Da. Știți, prin partea noastră mai toți plăcăie de la Ciuleandra, sensoară. Acolo se adună fiecare cu fata ce îi place și mi se strâng și se oțărăsc la joc până ce-și piermințele. Așa-i jocul, boiarule. Până ce-și piermințele. Dar pe urmă nu le sugrumă? Da, boiule, nu ziceți vorbă cu păcat. Apoi eu mă duc ca să nu... Ascultă, Andrei. Da. Tu poți să-mi șuier Ciuleandra? Nu. Nu, să mă iertați, conașule, că eu de când sunt n-am șuierat lesne și bine, că nu mi-a dat Dumnezeu harul. Dar te-am auzit într-o zi. O cântare proastă, dar Ciuleandra are tot felul de... Păcat. Aș fi vrut să văd cum o joci tu, dar nu-mi pot aminti melodia. Ți-aș șuiera-o eu foarte bucuros. Că eu tot n-aș juca o boele. Nici nu mi-aș ședea bine, zău așa, că Ciuleandra e cu multă săritură și eu de, poartă în spate ani multișori. Joc de tineri, boiale, cu puteri de haram. Iar eu am risipit ce am avut și în război și în alte necazuri. De, mă mulțumesc acum că îmi țin zilele. Așa. Ești zevzec, leacule, te lauzi că știi și nu știi nimic. Zevzec, da. Să nu vă supărați, boierele, s-a și întunecat și boierii din alte camere sunt bolnavi, nu ca dumneavoastră, și se culcă de vreme și nu suferă gălăgia. Apoi de m-ar prinde cineva să o păim pe aici, ar fi vai și amar de la domnul doctor. Bine, hai, du-te. Mă duc, noapte bună, boierele. Nu trebuie să-mi amintesc. Trebuie să-mi amintesc cu orice preț. Așa. Da. Nu, stai. Nu e așa. O am tot timpul în cap. Cap e un vârtej și nu vrea să se rostuiască. Nu vrea să se rostuiască pe buze, nu vrea. Afonule. Sunt un afon, Doamne. Doamne, noaptea lungă mai mult mă tulbură decât să mă odihnească. Ciuleandra asta care îmi stârbie ca o obsesie în cap. Ceremonia funerară va avea loc în ziua de 13. Tată, în ce zi a fost născută Madeleine? Ultima zi a ultimei luni a anului. Ultima zi? Adică 31. 13 inversat. Ca și mie. Pune-le, dragă, mă super dacă umbli cu chestii de astea. Ziua de 13. Nu știu ce ceremonia funerară. Toată ziua m-a preocupat un număr. Toată ziua. Ziua de 13. Mi s-a înfipt în cap.
31 de nașterea mea pe 13 martie. Ați mormântat-o pe 13 februarie. Sanatoriu numărul 13. Ia-mă de aici, ia-mă! Copilării, puiule, răbdare. O să bine, bine, nicio grijă. Uite-mă, uite-mă, ia-mă de aici. Du-mă de aici. 13 îmi joacă în cap. Ciuleandra și ursul și tu. Ceremonia funerară. Puiule, oprește, te-am făcut demersuri. O să te mut în puține zile. Nu, acum. Te vom muta, te vom muta. Nu, acum. Funerară va avea loc în ziua de 13. Trebuie să vă plimbați în fiecare zi prin grădină. A, mereu însoțit, păzit mereu de tine. Dacă așa e porunca, boieră. Porunca, 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 porunca! Bine, atunci eu o să stau mai încolo. Să fiți ca singur. Nu, 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 vino. Sunt singur, vino. Da. Vreau să-ți vorbesc. Să vorbesc cu cineva. În somn vorbesc numai cu morți. De boală, mare Dumnezeu. Ei, ce tramvaile astea. Vine primăvara, Andrei. Vine cu naștere. Oh, 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 oh. Pe la noi oamenii își curăță plugurile. Ascultă, Andrei. Da. Tu crezi că eu sunt bolnav? Ce boală, boială. Boală boierească. Așa e întotdeauna rău boierească. Când boierul dă de o belea mare, o internare de grabă pe chestia boale și s-a isprăvit cu toată încurcătura. Știi? Andrei, știi? Știi cum s-a petrecut cazul meu? E, stai să vezi. Adică... în chestia cu coniței? Da, da, da. Ție pot să-ți spun. Acum noi ne știm bine. De, de, boiule. Măleahule, tu ai fost în război pe front, nu-i așa? Da. Atunci spunem, lasă nu minți. Nu, nu. Câți oameni ai omorât tu în război, ha? Apoi, boiule, războiul nu se socotește la omor. Că în război omul nu omoară de bunăvoie, fără poruncă de la cârmuire. Dar eu nu știu să fiu omorât la război pe nimeni. De tras cu pușca trăgeam până se roșea țeava câteodată și eram bun țintaș. Dar cu mâna mea nu știu să fiu omorât măcar un om. La asalt n-ai fost niciodată? Ba, fost, fost, cum nu? Că nădejdea noastră cea bună tot în baionetă ne-a fost. Dar eu nici cu baioneta n-am dat. Că eu în luptă întorceam pușca și loveam cu patul. Am plezit-o așa pe mulți, dar de omorât m-a ferit Dumnezeu. Că totul e să-l cotonăgești pe inamic să nu mai poată face rău. De aceea n-ai omorât totul nici pe nevastă dacă nu și-a bătut joc de tine, vezi? Vezi? Ba nu, nu că eu zic bă la proste boiale când am trăznit-o. Când putrezeau oasele prin ochne pentru o muiere blestemată. Ei, vezi? Eu mi-am sugrumat nevasta. Cu toate că nu mi-a făcut niciun rău. V-aș spune că nevastă mea a fost un înger, băiete. Dar eu am ucis-o. Am ucis-o. De ce am ucis-o? Boierii au fel de fel de gânduri în cap și cine îi pricepe? Dacă aș fi fost pe front, aș fi ucis-o pe toți dușmanii, pe toți. Dar păi, că nici nemții nu se lăsau așa să-i omor cu una, cu două. Ori se lăsau, ori nu se lăsau, eu pac, pac, îi împușcam. Împușcam pe toți, gata, 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 gata. Da, eu am omorât-o pe nevastă mea pentru... A, da, pentru că nu era din același os cu mine. Nu trebuia să-l ascult pe tata și să iau o fată de la țară. Nu era pe potriva mea. Oh, sunt și oameni care se plimbă liber cu tramvaiul. Mare Dumnezeu, voi, și păsările.
Și fluturii. Și soarele ăsta care mă scoate din minți. La o vreme trag tot la întuneric. O să scăpați, băiele. O să scăpați de belea. Da, da, da. Curând scăpăm de aici. Scăpăm. Mi-a spus tata că mă mută în altă parte. Să vă ajut eu de sus, gă. Ne ducem Andrei oriunde, numai să nu mai stăm aici. Nu închipui că e rău și cu personalul? Omul rău se cunoaște la prima vedere. Uite, parcă îl văd. Cum a fulgerat cu ură, știi? Tocmai că și oamenii se miră cum de așa de aspru domnul doctor. Așa. Doar și dumnealui a ieșit tot din opincă. Așa e, sigur. Am aflat și eu că e fecior de țăran. Da, așa, așa, boierile. Am spus și mie bucătarul de aici, de la spital, că îl cunoaște pe domnul doctor de când era încă la școală. Da. Și zice că domnul doctor ar fi chiar din oameni săraci și încă de prin județul nostru, din Argeș. Așa. Din Argeș? Cum din Argeș? Da, Coneașule, chiar din Argeșul nostru. Dintr-o comună prin care am umblat și eu. Îi zice Vărzare. Care Vărzare? Care? Apoi, eu numai un sat Vărzare cunosc în Argeș. Vărzari. Curios. Domnule Caranga. Să trăiți. Deci aerul acesta vă face bine. Doctore, te rog, am să-ți fac o destănuire foarte importantă. Poftim, te ascult. Nu, e ceva particular și doresc să-ți o comunic numai dumitale între patru ochi. Țin foarte mult, doctore. Să te chem îndată ce voi termina vizitele. Da. Sau, mai bine vin eu la dumneata. Da. Te simți mai în larg. Da, bine, te aștept. Doctore, te aștept aici, dar repede, doctore, repede. Andrei, Hai repede înăuntru. Înăuntru, mi-e frig. Ar trebui să mai stați cu ăla. Ți-am zis, mergem înăuntru, hai înăuntru. Cum poruncesc? Trebuie să mă gândesc la... Ciudat. Foarte ciudat. Acum, la urma urmelor, nu mai are nicio importanță. Hai! Ei, domnul meu, am sosit. Doctore, am descoperit pentru ce am omorât-o pe Madeleine. Ai descoperit dumneata? Nu se poate. După mari zbuciumări sufletești, toate sunt clare acum în mine. Nu-ți închipui ce îngrozitor a fost când a trebuit să-mi dau seama. Da. Nu crezi că am descoperit adevărul? Și care e acest adevăr absolut? Nu râde. Nu e cel pe care îl susține tata. Că a fost o clipă de nebunie. Ci o nebunie definitivă, iremediabilă. Sunt nebun. Asta e. Eu aș fi singurul în măsură să trag această concluzie. Și dumneata nu trage această concluzie pentru că mă urăști de moarte, nu? Eu? Da. Eu te urăsc de moarte? Da. Sper că glumești. Nu. Da, glumești. Mai e ceva. Incompatibilitatea între sângele, vreau să zic, între firile noastre, între mine și Madeleine. Da, asta ar fi ceva. Mm-hmm. Dar nu între sângele vostru, cum îți place dumitale să crezi. Eu eram un ciocoi. Un ciocoi, nu? Te rog, liniștește-te. Calvarul dumitale se va sfârși în curând, nu ai niciun motiv să fii neliniștit. Nebunie iremediabilă, da? Nu te bucuri? Mi-e egal. Stai să vorbim. Mm-hmm. Vorbim. Știi, domnule Faranga, cum să-ți explic? Ciuleandra dumitare m-a obsedat și pe mine. Doctore, pomenești de Ciuleandra? Ah, bine, mărturisesc că pe mine m-a obsedat și că mă obsedează ca o fatalitate. Dar nici dumitale nu-ți este tocmai străină. Cum?
Dumneata, nu ești chiar din satul Vărzari, unde am jucat și eu Ciuleandra odată și unde am întâlnit-o pe Madalina? Și? Și pe asta înseamnă că-ți vorbesc. Că-ți vorbesc despre satul dumitale, despre jocul dumitale. Că și eu eram obligat să-ți fac destăinuiri intime? Să nu intervertim de ce rolurile, domnule Faranga. Ai reușit să mă faci să-mi pierd cumpătul. Și doar firesc este ca eu să mi-l păstrez totdeauna, nu? Probabil. Dumneata mi-a adus o acuzație care e aproape o insultă pentru mine, ca medic. Dumneata îți închipui că întrebările mele asupra unor probleme delicate din trecutul dumitale aveau un scop străin de obiectul observației. E bine, trebuie să știi că te înșeli, domnule Faranga. Ți-am mai explicat odată pentru ce sunt obligat să insist cu asemenea întrebări. Dovada cea mai bună, de altfel, o constituie faptul că în povestirile dumitale am găsit puncte de sprijin foarte importante pentru argumentația asupra dumitale. Nu zău, care? Iată, Ciuleandra, te-ai enervat când am stăruit. E bine, sunt convins că și Ciuleandra are un rol în fapta dumitale. Așa cum ai zugrăvit-o și cum o cunosc eu. Doctore, spune-mi, ai jucat-o și dumneata, da? Firește că am jucat-o și mi-a plăcut. E un joc uluitor, doctor, este formidabil. E un vârtej spăimântător pe care nu-l mai poți uita până la moarte. Și totuși în satul dumitale e cuibul Ciuleandrei, doctore. Da. Acolo se joacă frumos ca nicăieri. Doctore, te implor, doctore, spune-mi cum începe melodia Ciuleandrei. Mă frământă mereu să-mi amintesc și nu-i sputeți deloc. Da, nu, absolut deloc. E o melodie caracteristică. Din nefericire, eu nu sunt meloman și nu sunt capabil să-mi amintesc. Nici eu nu sunt meloman și deci nu ți-aș putea fi de folos. Dar dacă ții neapărat, voi încerca să-ți procur melodia. Să vedem, poate reușesc. Mulțumesc, doctore, mulțumesc foarte mult, doctore. Din toată inima, crede-mă, prin asta mi-ai dovedit că ești un suflet bun. Mi s-a spus că ești pătimaș, răzbunător. Și iată, mărturisesc. Am crezut și eu, dar acum sunt convins. Sunt convins că ai fost calomniat, doctor. Bine. Da. Mulțumesc de încredere. Acum trebuie să mă retrag. Da, du-te, doctore, și nu uita, trimite-mi cât mai de urgență. Și repede, doctore. La revedere. Așa. Leacule! Ori de un conașule. Așa, leacule, doctorul este un pehlivan. A refuzat să-mi fluiere Ciuleandra. S-a prefăcut că nu știe. Tocmai el să nu știe, a? El ziceam să ți-o procur eu. De unde mi-o procură? Parcă Ciuleandra ar fi un Charleston pe note ca în saloane, a? Ei bine, eu vreau să-i arăt domnului că pe mine nu mă poate purta de nas. Și chiar mâine îi voi juca Ciuleandra. Eu mâine joc Ciuleandra. Să crape de necaz. Numai să mă ajust, Andrei, mă ajută-mă. Lăsați, băiele. Cu o nimerim, așa, mai. Numai să nu ne pripim. Așa, încet, Andrei, șuiero. Nu, stai, Andrei, nu e fals, oprește-te puțin. Zi. Nu, stai. Acum, așa. E fals, Andrei, ești un zevzec. Fals. Puiule, ești un idiot. Ce te-a apucat cu Ciuleandra? Prostule! Prostule, asta e o prostie! Ești o prostie! Astâmpără-te! Numai de Ciuleandra ți-ar de acum! Numai de Ciuleandra! 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 E un joc blestemat care zdrobește sufletele. Vreau să te sărut! Nu se joacă niciunde ca la noi! Să medităm, nu te ambala, puiule. Ciuleandra, trebuie, are un rol. Și Ciuleandra are un rol în fapta dumitale. E o faptă cum se cade? Numai pe asta o vreau! Nu te lăsa, puiule!
Băle, băle, oprește-te. Oprește-te că ai obosit. Acum, acum nu te las până nu joci și tu cu minuțul Andra. Băle, eu am îmbătrânit. Nu mă mai țin picioarele. Ia, nu mă. Nu mă umbla cu minciuni. Hai, hop, așa. Da, hei, ra. Da, hai, e, atunci să-ți arăt eu, băiete, cum se joacă o ciuleandră. Ra-ra-ra-ra, ta-ra-ra-ra-ra, ta-ra-ra-ra-ra, hei, hei, hei! Domnule Puiufaranga, vă cheamă domnul doctor Russo. Domnule, v-am spus că... Lasă-mă, n-auzi că nu merg! M-am săturat. Cum se poate? Cum se poate să refuzați invitația domnului doctor? Am treabă. Probabil că are o comunicare importantă. În orice caz, domnule, eu nu îndrăznesc să-i comunic că refuzați. Nu vezi că am treabă? Fii, dar este împotriva regulamentului. Hai, nu fă figura asta speriată de câine bătut. Hai, pentru ca să nu te pună la colț. Hai, bine, merg. Știam merg. Că glumiți, nu se putea. Nu glumeam. Poftim. Să trăiți. Leule, vin imediat. Avem treabă, stai aici. Să rămână. Cine e? Cine este femeia asta? Femeia cine e? Domnul doctor știe cine este. Femeie, de unde ești? Din Argeș, boierule. De la vărzare. E mama ei. Da, ea e mama ei. Ce caută? Doctore! Domnule Faranda! Domnule Puiu! Doctore! Nu așa cu o cotună. Întâi liniștește-te, stai aici pe scaun. Nu, cine e femeia? Dacă nu stai, nu stăm de vorbă. Bine, stau. Așa. Cine e femeia? Așa. Tocmai pentru femeia aceasta te-am poftit. E mama răposată de mitale soții. Cum? Mama Mădălinei. Mama Mădălinei, am recunoscut-o. Vă să zic că ea era. După ochi am recunoscut-o. Dar ce vrea? Pe mine mă căuta? Domol. A fost vorba să te calmezi și stai pe scaun. Stai așa. Da, bine. Bine, dar spunem. Asta e. Femeia, așa cum fac mai toți oamenii din vărzari când au un necaz, a venit la mine să-mi ceară un sfat. Știam, crezut că e bine să stai chiar dumneata de vorbă cu ea. O să se rămărească mai bine și mai repede lucrurile. Nu vreau, n-am ce. Domnule Faranga, fii bărbat. Nu se poate să... Vino încoace, Leliță. Hai, vin. Să rămână. Iacă, dumnealui e bărbatul Mădălinei dumitale. Păi, chiar așa mi s-a părut și mie. Adineaure afară, când m-a întrebat dumnealui, dar tot nu-mi venea să cred. Tare s-a schimbat boierul de când a fost la noi. De mi-a luat pe săraca Mădălinei. Da, lasă, și dumneata ți-ai schimbat înfățișarea și... Da. Apoi cum nu, boierule, că vai, mult amar m-a mâncat și pe mine de atunci. Uf, Doamne. Și apoi acum, peste toate, moartea Mădălinei. Da. Numai sufletul meu de mamă știe cât m-am perpelit când mi-au spus oamenii că s-a prăpădit sărmana fată. Că de mâna boierului care mi-a luat-o de acasă, mândră și frumoasă ca floarea cealaltă. Femeie, ce fete este? Că ea sărăcuța cât m-a rugat să n-o dau și eu am dat-o și n-am ascultat-o. Și de n-aș fi dat-o, azi n-ar fi în pământ, draga mami. Femeie. Pentru
între străini, ca vai de mine. Ce mai vrei acum, femeie? Spune repede ce vrei, hai, repede. Apoi când s-a auzit la noi în sat ce-a pătimit Mădălina și cum a fost oropsită, oameni, m-au învățat să vin la dumneavoastră, care mi-ați omorât-o. Da. Și de aceea veni. Bine, dar Mădălina a fost luată de suflet de mătușa mea. Mădălina nu mai era fata dumitale. Dumneata nu mai avea niciun drept asupra ei, așa că... De suflet? Da. Vezi bine că de suflet. Doar n-am dată să mă ucideți, că de știam că vreți să o omorâți. Apoi nici pentru toate comorile lumii nu vi-o dădeam. Străinului nu-i pasă, vezi bine. Dar mama, tot mama rămâne. Doctore, până la moarte. Destul, Nevița. Destul, dumnealui are acum alte griji mai mari și mai grele. O fi având dumnealui griji, cum de nu? Dar pagubele mele de mamă... Să-ți fie adus aminte că ești mamă când ai dat-o pe Mădălina. Nu acum când e moartă. Ai înțeles? Și alte urât să umble a mai trage foloase și din moartea Mădălinii. Uite așa, Liliță. Apoi, oamenii tocmai la dumneata m-a trimis. La mine? M-ai ascultat dumneata atunci pe mine? Și acum ai vrea să te învăț să înșel lumea? Eu n-am înșelat niciodată pe nimeni, Liliță. Numai alții m-au înșelat. Dar eu m-am ținut totdeauna de vorbă. Eu am crezut că... De aceea veni. Doctore, nu te mai recunosc. Pentru că ai venit până aici și ți-ai cheltuit banii pe drumuri. Să te duci la domnul Faranga, la tatăl dumnealui. Boier mare și bogat, și să-l rogi să te miluiască cu ceva. Dumnealui, suflet bun și darnic, n-are să te lase să pleci cu mâna goală. Măcar... în amintirea și de sufletul Mădălinii. Dar să nu te apuci cumva să vorbești de pacube. Acolo îi sopățești urât de tot cu asemenea cuvinte. Da, da, să ducă la tata, să-i spui că vreau eu să-i dau ceva, să-i dea mult, mult de sufletul Mădălinii. Fă-mi plăcerea asta, doctor, ea nu merită, dar de sufletul Mădălinii să-i dea negreșit, negreșit tot. Să trăiți, conașule, da. Sărut mâna. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și ale noastre. Nu-mi săruta mâna asta, mâna care... Ce caldă e sărutarea ei, frigea arde, nu vreau. Așa, vezi, Liliță. Acum o să-ți dau un om să te îndrepte acolo. Și să nu mai umbli cu astfel de treburi, că nu șa de frumos. Sărut mâna, domnul doctor. Sănătate și drum bun. Ce oameni. N-am mai putut, a trebuit să intervin. Mă scandalizase-și pe mine. Doctore, îți mulțumesc. Ai fost atât de bun pe cât te-am crezut de rău. Nu nega. Ai fost bun. Ai fost bun până și cu mama Mădălinii. Ai fost bun. Cât de bine vă cunoașteți. Ai cunoscut-o și pe Mădălina, doctore, nu-i așa? Da. Trebuie să o fi cunoscut cu mult înaintea mea, doctore, nu? Eram vecin și firește că am cunoscut-o de copilă. Dar eu am fost mai mare ca ea, mult, cu vreo 10 ani. Atunci, desigur știi când am fost noi în vărzari, cu Ciuleandra, doctore. Eram student și în vacanță. Acum știu tot, tot, doctore, tot. Erai de față când am jucat eu Ciuleandra și când am sărutat-o pe Mădălina. Da, da, dumneata erai acolo. Erai acolo și Mădălina se uita spre dumneata. Exact, îmi amintesc perfect. Stăteai în picioare lângă un copac, mai la o parte, și te uitai drept la mine, numai la mine. Și ai văzut când am sărutat-o. Atunci eram aprins și nu mă interesau decât Ciuleandra și Mădălina. Și te-am zărit ca prin vis. Dar acum te văd clar. Parcă ai fi fost alături de mine. E adevărat, doctore, nu? Spune, e adevărat? Adevărat. Doctore, dumneata ai iubit-o pe Mădălina? Am iubit-o mult. Mult, da. Da. Era numai o copilă, dar am iubit-o și ca pe o soră și ca pe o soție. Pe atunci eram încă sentimental și aveam idealuri burcheze.
culmea fericirii, o să coteam să ajung medic de plasă în județul meu, să iau de nevastă pe Mădălina, să ne iubim, să avem copii și să trăim 70 de ani. Am stat de vorbă cu ea și m-a înțeles, deși părea copilăroasă. M-am învoit și cu maică-sa, cu femeia care a îndrăznit să vie la mine, să o ajut să te șantajeze. Toate mergeau bine. Mai aveam 2 ani până să ies om cu pâine în mână. Da, 2 ani numai. Dar... Ia chemați-mi pașii voi oare pe Mădălina Crainicului, să vadă boierul! Nu, nu te duce, nu te duce Mădălina. Mădălina, fugi, 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 fugi! Hai, 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 Mădălino! Nu l-a ascultat pe al lui Ursul! Vino că e căzut cu tron, boierul e lui atână! Nu, nu, nu mă duc, Padiu, nu mă duc! Fugi, fugi, nu te duc, Mădălina, nu te duc! Ați plecat. Am răsuflat. Credeam că am scăpat. Totuși a doua zi am vorbit mai mult cu Mădălina. Am prins-o de mână. Mâna ei fierbinte și aspră. M-am uitat în ochii ei. Să nu te duci, Mădălina. Să nu mă lași singur. Numai pe tine te am. Nu mă duc. Să nu te duci, că să alege praful de visele noastre. N-ai grijă, Ioane. Eu sunt numai a ta. Ești tare dragă, Mădălina. Fără tine n-am să pot. Nu te gândi. Și tu mi-ești dragă. Nu mă duc. Nu mă duc orice ar fi. Și o să ies doctor. Și tu o să fii soția mea. Și o să avem o groază de copii. Și o să fim fericiți. Ești dragă. Ești dragă. Ești dragă. Când ați venit pe urmă, nu eram acasă. Și ați luat-o. N-am plâns niciodată. N-am plâns nici atunci. Cărciumarului i-am căutat pricina și l-am umplut de sânge. Săracu. Săracu doctor. Auzisem că fusese mijlocitorul și primise un bacșiș gras de la boieri. Și așa s-au risipit visurile mele de fericire. Și iată-mă aici. Numai pe Mădălina n-am șters-o din inimă. Am auzit de norocul ei, de succesele ei în lume și... și niciodată n-am căutat să mă apropiu de ea. Trăiam cu iluzia, nu știu de ce, că ea, în taină, tot pe mine mă iubește. Când am auzit că ai fost internat pentru că ai ucis-o, sufletul meu s-a răsucit ca o râmă strivită. Se sfârșise definitiv orice speranță. Chiar într-o minune. Eu totuși am iubit-o mult, doctore. Am iubit-o atât de mult încât am și omorât-o. Ai dreptate. Ai dreptate. Ai omorât-o chiar de 2 ori. Întâi ai ucis sufletul când ai luat-o. Și a doua oară ai ucis și trupul. Asta e. Acum știu. Acum știu și de ce am sugrumat-o, doctore. Acum înțeleg că din pricina dumitale. Din pricina dumitale am omorât-o, numai din pricina dumitale, da, da? Și nu știai că există. Nu știam. E drept, dar simțeam fără măcar să-mi dau seama. Când mă uitam în ochii ei, nu mă vedeam pe mine, dar simțeam pe cineva. Da, da. Și ochii aceia frumoși mie nu mi-au surâs niciodată. Melancolia ei nu mă cuprindea pe mine, ci reflecta pe celălalt, pe celălalt, pe celălalt. Și atunci, când am înțeles că e ursită să-mi rămână totdeauna străină, mai bine am sfărâmat-o, doctore, am sfărâmat-o. Așa, domnule Faranga. De unes îmi slăvei farmecul hazardului. El a făcut ca într-o clipă atât de grea a vieții dumitale să ajungi tocmai sub scutul meu medical. În preajma despărțirii îmi pot permite să-ți spun că, fără să știi și fără să vrei, ai fost ucigașul fericirii mele. O clipă, o singură clipă am fost ispitit să te fac să simți că m-ai lovit.
Medicul a fost mai tare decât durerea. Am fost de adversari, fără să ne cunoaștem. Am fost medic și pacient. Asta e important. Restul? Fum. Dacă eram cu adevărat adversari, trebuia să ne zdrobim unul pe celălalt. Ai suferit, s-a risipit și n-a mai rămas decât pacientul în fața medicului și medicul în fața conștiinței sale. Doamne, unde duce coridorul? La celula mea fără scăpare. E o capcană. Doctorul mi-a întins o capcană. Mă va ucide. Mă va ucide. Ucigașul cade în propria lui groapă. Gardian! Poruncă. De ce m-au închis aici? În celula numărul 13. De ce în celula 13? Tu n-ai văzut numărul până acum? În celula... Eu nu știu, Conașule. Ești un sceptic? Închide ușa. Da. Pune zăvorul. Da, cură. Da. Așa. Leahule. Da. Da. Leahule, tu ești cu mine. În tine am încredere. Fii cu ochii în patru. Dar nu vă vrea rău nimeni, Conașule. Mă, fii cu ochii în patru. Asta să crezi tu. Ia vină încoace. Da. Apropie-te, apropie-te. Da. Așa, 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 așa. Vreau să-ți spun numai ție. Numai ție. Fii cu ochii în patru. Doctorul Ursu vrea să mă ucidă. Doamne, păzește boierile. Doctorul n-ar putea ca să facă... Ești un prost! Prost! Nu știi nimic! Nimic! Închide ușa! Închide ușa! Păi, ușa! Ușa! Închide ușa cu zăvorul! Așa, să nu dai drumul la nimeni, la nimeni, la nimeni! Auzi, mă! La nimeni! Nici lui! Numai dacă vine tata, să mă ia de aici! Cum porunceți boierile? A fost ucigașul fericirii mele. Ucigașul fericirii mele. Sângele familiei noastre îngrășat de trecerea nervoasă. Ursio Canali, ascultă-mă, farangă, doctorul Ursio. Nu. În față vreme de acestea de băieră. Ascultă-mă, farangă, vreau să te vadă băieră. Ai fost ucigașul fericirii mele. Cicașul fericirii mele. O vreau pe ea. Maestate, balul. La balul de la curte. La balul. Trebuie să-i spășesc. Să-i spășesc. Am descoperit melodia. Ce zice? Ce zice? Ce zice doctorul? Că el a iubit-o? Că el îmi aduce melodia? Ah, nu, nu, nu ești meloman, doctore. Cu mine ți s-a înfundat. Eu sunt... Să vină doctorul! Să vină doctorul! 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 Să vină! Să vină doctorul! Să vină doctorul! Doctorul! Hei, hei! Ce e? Ce s-a întâmplat? Înțelesesem, parcă asupra. Dar ce are? Era liniștit. Nu știu, domnule doctor. Era vesel până acum 5 minute și... Vrei să-mi spui acum, în prezența dumnealor, sau preferi între patru ochi? Să-i rog pe dumnealor să ne lase? Nu, nu, nu. Trebuie să știți cu toții. Cu toții. Când m-am internat, după ce săvârșisem știi ce, venisem să mă prefac la sugestia tatii că sunt nebun și astfel să te înșel pe dumneata și justiția. Dumneata ai fost de bună credință. Trebuie să o recunosc. Și mi-ai făcut analize
și mai descusut ca să... Lasă, nu asta este problema. Nu, lasă, dumneata. Acum sunt decis să termin odată cu comedia asta grețoasă. Și nu mai vreau să perseverez pe calea înșelăciunii. Nu mai pot. Nu mai pot. De aceea m-am hotărât să declar în fața tuturor că nu sunt nebun. Conașule. Și că pentru ce am făcut doresc să-i spășesc. Doamne, conașule. Da. Doctore, nici o ezitare, nici una. Te rog să iei notă imediat că eu nu sunt nebun. Firește că nu ești. Negreșit, dar... Va să zic că nu vrei să crezi că nu sunt nebun. Va să zic că... Nu taci! Că nu te taci! Taci! Cum îndrăznești? Cum? Te punem în cămașă de forță! Taci! Nu crezi! Dați-i drumul! Și închideți ușa! Nu sunt nebun! V-am rugat să treceți, excelență. Eram să trec chiar nepoftit, scumpe domn, pentru că aveam să-ți comunic o veste referitoare la soarta băiatului meu. Trebuie să știi, doctore, acum îmi permit să-ți spun că de asta singură dată, când ai avut prilejul și onoarea să mă servești, te-ai codit. De aceea am intervenit și, bineînțeles, am obținut ca fiul meu să se mute într-un alt sanatoriu, unde mi se va arăta, sper, ceva mai multă înțelegere și, ca să zic așa, simpatie. Da. Cu acest prilej îmi voi lua libertatea să-ți amintesc, vârsta și experiența de viață mă îndreptățesc s-o fac, că medicul nu poate să uite niciodată că, mai presus de toate, e dator să fie om. Om. Înțelegi? Am fost de la început, excelență, și am rămas până la urmă. Drept să-ți spun, n-am prea observat. Atunci nu pot decât să regret. Cât despre mutarea în alt sanatoriu, cred că v-ați sostenit zadarnic. Cum? Ce vrei să zici? Vreau să spun, excelență, că fiul dumneavoastră e grav bolnav și trebuie internat într-o casă de sănătate. Nu înțeleg ce spui. Cum? De acum două săptămâni credeam că sunt deplin edificat asupra cazului fiului dumneavoastră, excelență. Atunci am făcut referatul, dați aici pe masă, în care conchideam la o iresponsabilitate rezultată dintr-o zdruncinare nervoasă, o zdruncinare trecătoare de nervi. Da. Am întârziat și am continuat observația ca să pot hotărâ dacă va fi nevoie de o internare provizorie sau dacă își poate relua imediat viața normală. Ce spui? Ieri aș fi opiniat pentru a doua alternativă. Mi s-a părut liniștit, rațional, normal. Azi însă mi s-au răsturnat constatările, chiar și referatul la care am muncit ca să-i dau o formă. Cum? Ce zici? Pot să-l văd? Vă conduc, excelență. Nu. Nu se poate. Este peste puterile mele. Îți bați joc, nu? Vă rog, poftiți. Să trăiți, boierile. Ce faci, domnul? Joacă, domnule doctor, să trăiți. Deschide ușa. Da. Deschide! Da. E Ciulandra, știi? Ciulandra. Dumneata mi-ai spus. Du-te.
ta, ta, ta. Așa că nu poți fi supărat pe mine, da? Și apoi e foarte amuzant. Ta, 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 ta. Foarte, foarte. Ta, ta, nu mai e nicio speranță, doctore. Niciuna. Dumneavoastră credeți în minuni? Eu nu. Ați ascultat Ciuleandra de Liviu Rebreanu. Dramatizare de Valeriu Sârvu. Distribuția a fost următoarea: Policarp Faranga, Fori Eterle, artist emerit; Matilda Clodi Bertola, artistă emerită; Puiu Faranga, Virgil Ogășanu; prefectul Mircea Șeptilici; procurorul Traian Stănescu; Mădălina Ilinca Tomoroveanu; internul Dan Damian Ștefan; doctorul Ursu Constantin Codrescu; gardianul Sandu Sticlaru; actrița Mihaela Dumbravă; Lia Rodica Țuțuianu; femeia Eugenia Bosânceanu; hangiul Jean Reder; profesorul Dordea Corado Negreanu. În alte roluri: Gheorghe Pufulete, Paul Nadolski, Chiriță Dumitrescu, Victor Marinescu; Ion Popa Ion, Traian Moraru; crainicul Victor Dogaru; regia de studio Crânguța Manea; regia muzicală Romeo Chelaru; regia tehnică inginer Tatiana Andreicic; regia artistică Cristian Munteanu.